Noi suntem în Dodi. În această seară vom termina cartea lui Walter Block, Pledorei Incomode, și vom vorbi despre piața muncii. Cartea o găsiți jos în descriere un link. Cartea e asta, linkul e jos în descriere. Da? Dacă vreți să luați ultima șansă, după aia nu mai găsiți videoclipuri cu linkul nostru către această carte. O terminăm, nu de alta jos în descriere găsiți linkuri către alte locuri în care vă puteți întâlni cu noi pe internet, un blog, locul de unde puteți cumpăra cartea al costel, un spațiu pe care îl ține Gabi pe Twitter, dacă găsiți contul nostru de Twitter acolo. Și așa mai departe. Și, nu care cumva să uitați, mai sunt și niște conturi de crypto și de Patreon, dacă considerați că merită să susțineți și financiar ceea ce facem noi aici. De asemenea, dacă vreți să susțineți nefinanciar ceea ce facem noi aici, aveți sub videoclip un buton de like, buton de subscribe ca să mai aflați de noi și un buton de share ca să împărtășiți dacă vi se pare că e ceva interesant din ce spunem cu alții. Că acum că a, a crescut prețul Bitcoinului? e mai dificil să ne susținem lumea financiar pe cripto. <laughs> De Că e infinit divizibil. <laughs> Facem un ăsta de... Da, zi. lumea am văzut că nu numai câte un bitcoin, câte un bitcoin ne da. dă. Facem un ăsta de bunuri de masă. Da, da, da. Da, asta, asta lipsește pe cripto, Gabi. Bonuri de masă, cripto. Da. <laughs> Bun, începem cu patronul porc și gras, care angajează oamenii. Mă rog, eu i-am zis că. Cap ca de mânca. capitalistul la com. Capitalistul la com. Așa, ca să avem mai diferențe. Da, trebuie să folosești cuvintele dure pe care le utilizează socialiștii. Păi și ce zici? Ca porcul de capitalist. Cam așa ceva. <gătări> Că dacă nu e gras, nu e destul de vizibil. Să porc. Cine și imaginează porci slabi? Da. <coughs> deci acest erou Romaniștii. al lui. <gătări> nu, ei nu și imaginează. <gătări> <Ei> constată. <gătări> Acest erou al uh, lui Walter Block, uh, urât așa de mult de socialiști, din păcate are o piedică în a exploata la maxim forța de muncă și anume salariul minim. Acest salariu minim pus de <laughs> pus de statul ce iubește pe cei sărmani și obidiți, allegedly, da. Confort socialiștilor pune frână îmbogățirii și transformării capitalistului rău într-un obez și mai mare. Din păcate însă, Walter Block începe să-l apere. Da, de ce, din păcate? De păcate pentru socialiști. Ah. Dar deci, eram acum în uh, poziția socialistului. Și yeah, yeah. spune că, de fapt, legea salariului minim uh, nu determină pe patroni să plătească mai mult pe salariați și determină uh, pe cei uh, ce nu produc suficient de mult să se justifice salariul minim să nu intre pe piața muncii. Asta este rolul, asta este rolul. Uh, legii salariului minim în societate. Din păcate, cu cât e mai mare acest salariu minim, cu atât mai mulți oameni rămân neangajabili, pur și simplu. Vedeți în urmă episodul nostru ușor despre... Nu mai știu ce... Sigur am discutat de nu știu, trei Alexandru, dacă când te apuci, dar dai un episod, trebuie să știi dacă... Nu, nu țin minte ce am făcut ieri. Nu, n-am mai dat. lovit, n-am mai... Dar la asta despre asta e capitolul Dar da. minim, care e critica standard liberală, e că dacă îl faci peste prețul pieței, să zicem, în industria textilei 15 milioane și tu îl pui la 20, o să rezulte șomaș. Industria textilă. asta e critica liberală. Da. Minim. Deci, când este peste prețul pieței, el poate fi și inutil. Dacă tu îl pui, nu știu, n-ai voie să plătești mai puțin de 10 lei, oricum nimeni nu plătește 10 lei în niciun context. Deci, e inutil. Deci fie inutil, fie nociv când e peste. Asta e critica da. liberală. Și partea tristă e că majoritatea economiștilor acceptă asta. E ideea asta. Deci nu e o chestie s-au gândit trei libertarieni și suntem la început de drum. Și... Nu, e o chestie... Deci sunt două chestii pe care economiștii au adică consens. nu consens. Numai ce din salariul, că faptul că salariul îmi creează șomaș când e peste prețul. E că faptul că liberul timp între națiuni e bun. De ce există consens mare între economii? Nu e o găselniță? S-au donat unii pe drumul taberei și teoretizează și și prostii vor mai discuta și pe acolo? Nu, e un consens. Și acum, na, întrebarea tragică, culturale, de ce nu ai consens să și în politică? De ce Ciolacu nu zice asta? Sau, ori la, nu știu, Biden? Pentru că vine socialistul <laughs> bleeding heart și zice domne, este despre mai mult decât economie. E vorba de decența omului, de demnitatea omului, de a nu exploata clasa muncitoare. Și dacă tot dăm uh, filmul înapoi, că astea cu demnitatea omului și decență și traiul, așa, sunt mai noi. Aia cu exploatatul clasei muncitoare e ceva mai veche. Și dacă tot dăm și ne uităm și ne uităm în urmă, da? Până și uh, șablonul ăsta al porcului gras capitalist cu joben, eventual. Și cu joben și monoclu, da, mă rog, dar ideea e asta, porcul gras capitalist. Îți dai seama cât de vechi este șablonul ăsta, pentru că dacă te uiți la țara și anume SUA, vezi mai mulți, mult mai mulți, zdrobitor mai mulți și ca proporție din pătură și ca număr absolut, săraci, grași, șomeri, decât uh, capitaliști de vârf grași. Uite că studiul ăsta nu l-au făcut, știi, faci? L-au făcut, dar nu e popular. Dar puțin egal fie, știi? Să, nu, nu, că șablonul ăsta a apărut probabil în jurul anilor 20, de cu 100 de ani. Noi încă rostogolim uh, uh, propaganda e ca în, de cu 100 de ani. E ca de în Nord Corea, Asta e, e, pune e un singur porc gras. Da, corect nu mai spunem că înțeleg exact în țara comunistă, cea mai pur comunistă dintre toate, avem concentrarea grăsimii <laughs> într-un singur om. În secretarul general de stat. Eu mă gândesc că argumentul lor nu e socialism, nu e doar etic, că ajut un om mm. îi dai șanse, să mm. zicem că s ar fi... Deci, și un argument economic, în sensul că la. Nu că nu-i dai șanse, îi iei șanse. Nu, uh, descriu e, paradigma. E pretenția lor, da argumentul e și economic. Păi dacă stă, ce face dacă nu-l angajează nimeni așa? Dar minim. E un salariu mai mare, crește, nu știu ce, mai face și mai ai, nu știu ce, o diplomă, alt stil, nu știu ce. Crește. Deci e o creștere de asta. Deci, și crește economic, ce da. salariu minim mai mare. Una era, îi dai 1.500 de lei. Îi dai 2.000, diferența aia, nu știu, poate mai în față program pe calculator, poate Bun, e, și care e majoritatea, care, care, e să zicem, dacă am presupune că oamenii care au inventat salariul minim sunt onești, hai să plecăm și de la premiza asta măcar un pic. Facem acest thought experiment. Dacă presupunem că oamenii care au inventat și care susțin încă astăzi salariul minim ar fi onești, care ar fi ideea pentru salariul minim? Domne, Porcul ăla capitalist are atâta profit încât noi punem un salariu minim un picuț mai mare decât îl plătește el, decât să-și bată capul, să-și reorganizeze și să-și restructureze procesul de producție, o să zică, da mă, e foarte puțin din ce profit am eu, luați-l. Numai că ce se întâmplă în realitate? Și aici discutăm, vine și blocul cu discuția asta, pe ce se bazează salariul unui muncitor. Și pleacă de la premiza cea mai simplă, muncitorul necalificat, da? Astăzi, în economia noastră complexă, cu tot felul de ierarhii de producție și calificări și nu știu ce, nu, estimarea asta nu este atât de clară, deși în percepția angajatorului, ea rămâne întotdeauna. Pe ce se bazează salariul muncitorului? Pe sporul de productivitate pe care el îl aduce la firmă. Dacă, de exemplu, angajăm, deci avem, nu știu, 5, 5 tâmplari, 5 dulgheri, whatever. Da, îi avem pe ăștia și spune problema să mai angajăm unul. Dacă mai angajăm unul, facem ăla că vine și el și face aceeași treabă cu ceilalți, ne generează un spor de productivitate. Ne generează un spor de productivitate de care convertit în lei este de 50 de lei pe zi. Da? Deci faptul că îl avem și pe ăla acolo, încasăm cu 50 de lei pe zi, nu încasăm. Că încasăm e puțin diferit. Avem profit cu 50 de lei pe zi mai mult decât dacă nu era ăla acolo, da, deducem costurile cu materialele și cu tot, că ne interesează doar profitul. Faptul că ăla consumă mai multă materie primă, se transformă într-un cost în plus. Deci ne interesează doar cât profit crește că vine gigel ăsta. Acum, asta e o estimare pe care o face orice patron, că nu poate să știe de la început. Da, vă gândește, estimează. Bun, ideea e în felul următor. Cât o să-l plătească pe ăsta pe zi patronul? Păi ar putea să-l plătească de oriunde, de la 1 la 50 de lei. Să spunem că nu ne complicăm cu banii, da? Deci de la 1 leu la 50 de lei pe zi ar putea să-l plătească pe ăsta, da? Hai să zicem, să presupunem că îl plătește cu un leu. Vine socialistul și spune, facem salariu minim 2 lei. Ăsta e contextul în care și imaginează socialiștii că există ei și salariul lor minim. Dar ce se întâmplă de fapt? Păi, patronul ăla câștigă practic de pe urma muncitorului net 49 de lei pe zi, că îl plătește cu un leu, da? Însă, un alt patron dispus să mai puțin de pe urma lui, ar putea să i umfle. Cum să i umfle? Oferindu-i 2 lei pe zi. El zice, băi, eu sunt mulțumit vând produsele la același preț cu cel, am aceeași cot de piață, teoretic, practic, nu ai aceeași că dacă unul produce mai mult, o să aibă o cot de piață mai mare. Spre spunem că nu ne batem capul cu cere și oferă, spre spunem că tot ce se produce se vinde. Da, le ținem, o le ținem da? pe toate la fel ca să ca putem să, să Ca să se vadă analiza efectiv ușor, exact. Bun, deci îl umflă cineva într-o dată ăla o să facă 50 de lei în plus pe zi și nu patronul inițial și o să păstreze din ei 48, că îi dă 2 ăstuia. Și ăsta e motivat să pleci, că face de două ori mai mult, da? Bun. Ce se întâmplă mai departe? Vine altul. Zice, mă, parcă ar fi mai bine să așa să-l plătesc pe ăsta și să iau eu banii ai alții." În, sensul în care ai, de deci ce ai primul patron câștiga cu 49 de lei pe zi în plus. Ia pleca muncitorul, nu-i mai câștigă, câștigă ăsta la altul cu 48 de lei în plus, nu-i mai câștigă nici ăsta, vine al treilea uh, capitalist pe piață, câștigă ăsta 40 de lei în plus, că îi dă ăstuia 10 lei. Ziceți zice, îți fac o ofertă de nerefuzat, îți, îți î, măresc salariul de 5 ori. E inflația da? asta. Ca să, ajungem <laughs> blame, la un, blame. ca să ajungem la un final. Mi-am dat seama că dacă dublăm, chiar și dublând durează mult. Ideea este că la un moment dat și absolut toți în capitaliștii ăștia au de câștigat curând muncitorul de la ăla care îl plătește mai puțin și plătindul l mai mult. Au de câștigat față de poziția în care n-ar fura muncitorul și ar lăsa lucrurile așa cum sunt. Da? Bun. Să presupunem că la un moment dat ajunge salariul ăstuia de 25 de lei pe zi. Da? Încă ar mai fi loc să îl fure cineva și tot așa, dar am zis cu 25 de lei, ca să fie uh, pe inima și sufletul unui uh, bleeding heart liberal și să spun, fii atent că atunci patronul și cu muncitorul fac jumii jumătate în productivitatea lui, Îți place? Nu știu. Dar chiar și în situația în care patronul și muncitorul fac jumii jumătate în productivitatea lui, în continuare există motivația pentru alți patroni să-l plătească pe ăsta cu mai mult în profit, da? până când ajungem în situația în care el e plătit cu 49 de lei și aduci productivitate de 50 de lei. Să mai pune problema să-l mai fure cineva? Oh. Într-un caz extrem, da. În cazul în care cineva îi dă fix 50 de lei. Beneficiile sunt altele după aia, da. Beneficiul însă nu mai este, n-ar mai fi urmărit ăla că eu fac bani în plus, și că eu doar vând mai mult, am o bază de clienți mai mare. Sau rămân în piață, sau trebuie să vând ceva mai mult. da? Dar aici, schimbând natura beneficiului, zic să nu ne complicăm. Deci, în clipa în care salariul lui ajunge la 49 de lei, nu mai poate să crească mai mult. Este asta toată, se petrece în piață, motivați fiind porcii grași capitaliști, să crească prețurile muncitorilor ca ei să-și poată mări numărul de pro produse pe care le scot în piață, ca ei înșiși să-și crească profiturile. Trebuie observat și faptul că aceeași înclinație a patronului, care aceeași inclinație a patronului care încearcă să câștige cât mai mulți bani de pe urma angajatului, îl face să fie la fel de rău, cu competiția lui de ce, față de ceilalți patroni. Păi, de ce să câștige ăla mai mult, să aibă mai multe produse pe piață decât mine? E aceeași înclinație îl determină să-i fure angajatul respectiv, să-l ia el. Mai rău, zice, că dacă ne uităm de la punctul ăla de egalitate de la 25 de lei în plus, da? e mai rău cu ceilalți, e mai rău cu el însuși decât e cu angajatul. Da, da. Adică până la urmă se transformă într-o calitate de care profită mă rog, pentru angajat. Că adică patronii se luptă pentru serviciile lui. Aici răspunsul socialist că ăștia se coalizează, știi, e ca la când discutăm despre feminin, când, că... nu știu, ce o femeie jumată față de munca depusă. Deci, Și... Păi, și o întrebare. Păi, patronul, dacă e un lacom, e așa de lacom. Deci, nu o angajează femei? Poate să le plătească un mai mult. Răspuns? răspuns poate fi nu, e mai mult sexist. Acum revenit ah. la ah. chestia asta cu salariu minim, mai putea la fel întreba. De ce nu? Dacă e așa de lacom, de ce nu rupe cartelul? Că ăsta e argumentul socialist. Dacă e ea, să înțeleg. Uh -huh. Înțeleg și dau un cent. Nu-i mai dau nimic. Argumentul liberal, fiindcă există ispita Ex -ex mare, să. Rădeze. Aici socialistul tot așa spune, poate spune, nu știu, cura de clasă. Deci, la numai așa de dement de obsedat de profit, patronul gras? se. Păi da, dar asta, asta, asta este ceea ce se numește nu numai mutarea gol postului, dar și varianta de bait-and-switch. Deci, care este motivația porcului? De ce vrea vreau porcul gras capitalist să exploateze? Pentru bani. Pentru bani trebuie să facem, ei vă fură. Vă fură din banii voștri pentru că pot să vă fure și vor să ia din banii voștri. Da? Păi uite că nu se poate să așa. Ura de clasă. Ura de clasă, schimbă. Dacă, 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 mai, dacă eu, mai vrei, aia. dacă mai vrei, motive, mai am vreo 50. <laughs> și A. poți să mai. Nu, scot. asta m-am gândit eu cu da. dar poate fi un răspuns, nu știu dacă chiar așa au zis. Cred că nici nu au făcut așa și știi. <laughs> Că normal zici, da, dacă e așa, dar la cum normal că trădează cartelul ăla lui Că vrea să e nesimțit. E. <laughs> porc. Bine, mai, mai e o chestie. Oamenii deci pe, sunt. Scuze, mh, două zi, zi. secunde. Pe scurtătură, ceea ca să fie cât mai clar posibil ce a spus Hostel. Deci noi am mai discutat-o și în alte exemple, Da. Într-un cartel, ăia nu se pot înțelege pentru că motivația lor de a faci cartelul, este fix pe același principiu cu motivația lor de a să trișea unul pe altul. Adică ce am povestit eu mai devreme cu muncitorii ăștia, cu patronii ăștia profitul, care furau muncitorul de la unul la altul, dacă ei aveau la început o înțelegere să nu-și fure muncitorii unul altuia sau nu, e irrelevant pentru că dacă ar fi motivați de bani, tot ar face -o. Plus că, ok, faci un cartel pe o piață, zicem, piața uh, mobilei. Zicem că oamenii ăia chiar se înțeleg. Printr-o minunea, oamenii aia sunt foarte înțelegători și nu au ispit a banului deloc, știi? Uh, și pur și simplu, la ei... ei se trage uh, de la tâmplărie, nu? Da, da, da. <laughs> <laughs> și pur și simplu s-au înțeles niciun angajat al lor nu câștigă mai mult de un leu pe zi. Asta e salariul maxim la ei în industrie. Ce se întâmplă? Angajații, oamenii, nu, să zicem că nu vor să lucreze pe un leu, se duc în alte industrii, da? Complementare. Se apucă băieții să facă... Aici nu știu ceva concurent, dar hai să zicem că în industria aeronautică, da? Cursele aeriene. Se întâmplă asta cu un leu salariu maximal. Băieții și lucrează în... în... în Cursete, feroviare, auto. Să produc mai toarne ai, ai, mase oportuni... Ok, ăsta e un tip de răspuns. Pleacă unde sunt da. da. Alt tip de răspuns e că ăla care e mâncitor speculează oportunitatea de aici, din industria existentă. Patronii nu sunt fricși, dați o dată pentru totdeauna. S-au înțeles? Hai să zicem că s-au înțeles. Respectă... Un da. muncitor devine patron. Hai, da, ai exact, sau așa, da. Ia să-mi fac eu o firmă să vedem cine mai vine la... Exact. <coughs> adică nu trebuie să trădeze neapărat. Asta e natural și plauzibil că cineva va trăda la bani anesiti și pe asumțiile psihologice socialiste. Apar Apar alții. alții. Un alt motiv pe care îl aduce Walter Block aici este faptul că răspândirea informației pe piața liberă nu este chiar așa de eficientă și e posibil ca unii <coughs> angajați să nu afle sau unii angajatori să nu afle despre salariile unor angajați la concurență sau așa mai departe. Însă este fals. Eu aici un exemplu. Sunt patron american care din nordul Californiei se duc până în sudul Californiei unde sunt une mână de lucru ieftină mexicană. Stau acolo cu mașini, scriu pe capota mașinii. Caut forță de muncă ieftină pentru culeți căpșuni sau Portugale sau ce e pe acolo. Numai să sune cineva la el să zică, da, nu, vin eu, uite, eu ofer 3 dolari sau 5 dolari pe oră sau cât o mai mult. asta al informației dispersate pare așa o chestie sofisticată, stai. Un muncitor trebuie să știe că în Spania se câștigă mai bine ca în România, nu trebuie să știe el industria, nu știe IT sau da, chestii sofisticate. Informația asta circulă. Da, să circulă între doar. Cât se câștigă în construcție? Păi, de 10 ori, ori ca în România. Ok. Gata. A terminat. <laughs> Sau invers pentru patroni în sine, ei nu trebuie neapărat să știe cu cât îl plătesc. Deci dacă eu sunt la firma VB&Co și știu că muncitorii de la firma Alex&Co sunt plătiți cu nu știu câte oră, eu nu trebuie să știu chestia asta. Doar mă duc pe LinkedIn, văd care lucrează, îi sunt și le fac o ofertă. Dacă ei acceptă bine, dacă nu, nu. Adică eu știu cât ar valora pentru mine cât ar putea să valoreze pentru mine. Și ia, îl iau pe primul, încerc o ofertă. Ăla zice, nu, mersi, mersi. Am înțeles, deci îl plătește mai bine de la firma vecină. Nu e nimica, când îl sunt pe al doilea, o să-i ofer mai mult. La un moment dat nimeresc pragul, dacă într-adevăr e loc de nimerit. Mai ai o grămadă de exemple în care ai muncitori buni, ăia nu-și mai fac probleme cu stabilitatea locului de muncă, pentru că sunt buni. Ei pleacă. Că au de ales. Da? De obicei, fricile astea, unul, că sunt pe termen scurt, observăm că mulți oameni, mă rog, care au fricile astea, ca să zicem socialiști, că ei poate nu vor să taxeze pe nimeni. <laughs> să zicem. Uh, da. Genul ăsta de forță în care vrem să nu se schimbe, vrem să avem o stabilitate nu știu ce, este așa un fel de. Ne dorim, nu ne dorim ă, dreptate și libertate, noi ne dorim, dorim siguranță prin inerție, așa. Să nu se schimbe. Ai văzut la Ruișulac cu parcheira, a zis. Mm. Am avut 10 priminiștri în ultimii nu știu câți ani. Mm. E nevoie de stabilitate. E... De și mă gândeam de deci, ce. Acum, când veniști tu, vrei stabilitate. <laughs> Înainte nu. Vreau, nu drag, ne-am stabilitate. <laughs> I-ar fi plăcut, dar să fie pentru câini. A, uite, legat de salariu minim. Ideea, salari hmm. din păcate, <laughs> să ajungă la 1200 de euro pe România. E <laughs> 200 <laughs> <laughs> de euro aici, nebun. Brut. Cred că brut, dacă ăștia tot timpul exprimă brut. brut. Deci 3000 net. Păi după atâta inflație e ok. Nu, zic eu că încă nu e ok. Normal că nu e ok, că altfel nu le-ar crește. Uh, Dacă nu le-ar conveni clar, la... Și Walter Block spune, spune aici, domne, salariul minim în cine lovește cel mult? În oamenii tineri care acum vor să intre pe piața de muncă, patronul nu știe să-i uh, evalueze corect, ei vor să dovedească că, domne, testează-mă, dă mai puțin, dar până mai acolo o să învăț să măcar. Și uh, cei care lucrează în joburi necalificate. Știi? Bloc are o formulare mult mai. Uh, zice, domnule, dacă mă obligi să plătesc cum forța de muncă, o să cumpăr forță de muncă scumpă, știi, calificată. Uh -huh. Așa mai forțat. Da, da, corect. Adică te o descoperim pentru unii fără surpriză, pentru unii mult mai naiv cu multă surpriză, da, o măsură de stat dată de stat, în scopul de a-i proteja și de a-i uh, le oferi un trai decent celor mai sărmani din societate, are ca rezultat să dea cu ambele picioare și cu o lopată după cap, fix în cei mai sărmani din societate. De ce? Că pe ai face șomeri. E, e ajutorul de șomaj mai mare sau mai mic decât salariul minim? Nu știu. Cum e? Eu țin că la noi în țară e mai mic. Poți că ajutorul de șomaj este pentru cei care au fost dați afară dintr-un loc de muncă. Deci, Corect. Dacă n-ai avut loc de muncă, nu, nu. poți să te bagi șomer dacă termini, dacă termini liceu? Facultate. Nu, dacă dacă termin liceu, liceu nu și... cred. Trebuie să termin facultate și poți să... Păi dacă n-ai intrat, să zic. Da, chiar Crec dacă n-ai intrat... În nu, poți, poți. eu cred că poți. Eu cred că poți. Faci șomer un an luni, acolo, sau da. cât da. e acolo. Nu știam, da. Ce mi se pare că. Hai, ar... altfel, scuze, altfel de unde ar apărea șomajul atât de mare în rândurile tinerilor? Peste tot se discută de șomajul foarte mare în rândurile tinerilor. Mm -hmm. Au muncit un pic sunt, și după aia au fost cred Nu, cred că, cred că nu. Dacă, dacă ar fi angajați, atunci n-ai mai zice să dai. n-ai mai avea de ce să dai vina pe salariu minim. Deci, ideea e că, băi, dacă a, apucat să deci, intre totuși dacă, Da. Dacă ăștia toți au intrat, da, dar i-au dat afară și vorbim de rate ale șomajului, vorbea și Bloc în carte, dădea de, un exemplu de 50% în rândurile tinerilor negri. Da? da. Acum, în țări din Europa, tot pe acolo discutăm de rate de șomaj. Da? Spania, Italia, tot la fel în rândurile tinerilor. Dacă i-ai angajat și i-ai da afară, ai zice, mă, ăștia, cineva a încercat cu ei, sunt incompetenți, sunt proști, da, da, au nevoie de, de ajutor și să respire. Și asta e, dar problema n-ar mai fi salariul minim. Cumva i-a angajat da. cineva. Cumva da, cineva i-a da. angajat. Ori argumentul cu salariul minim când spune că cauzează șomaj, îți spune că pe ăștia care nu sunt destul de calificați încât cineva să riște cu ei, ăștia nu îi angajează nici dracu. De ce nu se aplică și aluia cu facultate? Se aplică, nu? Dacă el nu vrea sau... Păi da, ăla, de fa ăla cu facultate, dacă nu vrea să fac cafea la Starbucks, o să fie el și o da. Oricum, e o perioadă, deci nu poți să fii șomer 7 ani. Da, și ajutorul de șomer de la Și nu-i convine nici la patron să-i dea banii din salariul meu. Da, nu, cred că Europa e o duce bine și știi? Adică cu un salariu trăim toți, știi? Trăiește toată familia. Cred că asta e și o explicație cu explozia asta de șomaj în rândul tinerilor. Cum nu? prea. Nu prea le ajunge. Cred că. Nu mor de foame. Hmm. Nu mor de foame. Nu, nu, nu zic că să faci vacanțele bine. nu știu unde. Da, corect. Nu mor o de foame. Dar nici trăiesc, nici trăiesc bine. Sper bine, supraviețuiesc. Sper da, supraviețuiesc. Mă rog. Iar cu de șomaj din Germania, 100 de euro sau nu știu chiar... Nu știu cât. E, cam, nu, cam, cam acolo, așa da. e, da. Uh -huh. cam așa e. E binișor, chiar și pentru Germania. Binișor. Acum, după ultima inflatură de inflație, nu mai e așa. De, de, de ajuns. Mai este o categorie pe care o discută o altă bloc aici și e o categorie în care uh, guvernanții își recunosc că prostia pe care a făcut-o cu o minim. minim. Cea oamenilor cu handicap. Oarecare handicap? Da, sunt oameni cu handicap și cu are, un handicap mai mic, cum ar veni. Și la. Uh, Acolo le-a dat excepție. Da, a ne? dat excepție. A zis, ok, aici uh, puteți să nu respectați legea salariului minim. Deci. Și cel tânăr care, timp că are un handicap în legătură cu un. Uh, dacă fizic nu are un, un handicap, are un handicap față de un. Uh, muncitor care deja are trei ani de experiență într-un anumit job, știi? Unde nu știu exact cum se cu ce se mănâncă că da? Sunt dornic, că entuziasm, vreau să învăț să fac treabă. Da, e un punct foarte tare ăsta ce zici tu acum. Și deci, să un, un începător este, are un handicap, nu fizic, da. ci de experiență, față de unul cu experiență. Da. C atunci toți ar Din trebui contra, să ai o excepție. Dacă vrei să te uiți așa, un începător are un handicap temporar, yes, față temporan. de unul cu experiență, pe când celălalt care e handicapat fizic are un handicap permanent. Depinde da. ce vrea patronul. Poate avea și un avantaj că ia mai puțin bani, cere mai puțin. Deci tinerestia poate fi. Mă rog, în ideea în care oamenii gândesc pe termen scurt și le, le frică mereu de, de schimbări, Aoleo, hai să, hai să punem pe cineva tare să ne facă o reglementare. Pentru că altfel te miri cum de nu-și dau seama de legăturile astea. Dar mă rog, unde vreau să ajung este că dacă îți faci griji că s-ar putea să nu fie variante din cauza cartelului, din cauza, mă rog, chestii, nu le enumerăm, mai, mult mai folositor ar fi ca oamenii să fie mai, mai vii pe picioare și să, dacă apără libertatea, e mult mai repede garantat că o să, o să intre el ca patron pe piață, ca întreprinzător, să vină altul. Deci cu cât e mai multă libertate, cu atât culmea ai mai multe siguranță că o să ai variante dar oamenii ce vor? Știi că asta o să fie recurring theme în, în episodul ăsta, pentru mine. Mi se pare, dacă vrei să fii liber, trebuie să îți, trebuie să lupți pentru chestia aia. Și mă rog, am mai zis-o. Dacă vrei să fii în siguranță, nu o să fii nici liber, nici în siguranță. N-auzi mesajul ăsta, auzi exact. mesajul de atis, ori ai de ales să mori pe un câmp, da. Soluția socialistă. Ce vrei? Soluția socialistă, că dar noi alegeri să mor, în Bine, și ar mai fi o chestie aici, în România, ce sunt mai multe lucruri care sunt uh... legate de salariu minim în sine. Cred că și punctul de pensie. Cred mm, că și uh, ajutorul de șomaj. de care... la circulație. Ia auzi, amendă circulat. Deci quantumul, mărimea menzilor. Da, deci chestii de care nici nu, nici nu ți imaginezi că sunt legate pensiile speciale, parcă, nu? de salariu minim. Pensile că și pensiile speciale. Da, da și da. Le sunt, da. da. calculate în funcție de... Și vine, deci când vine, <laughs> când vine, când vine și zice vrem să creștem salariu minim, facem tot, tot, ce spune el de fapt este, vrem să creștem pensiile speciale, să le facem tată. Păi, cât crește salariul minim procentual? Păi, uite, cu atât. Pe păi atâta se aplică și la, <gânt> și la pensiile speciale. Atâta se aplică și la amenzi, atâta se aplică și la toate alte fel de cheltuieli. Scuze, vrei să spui. Da. Pentru că încă o chestiune este că majoritatea veniturilor statului vin din impozitul pe muncă. Mărind, din, mărind salariul minim. Îți crezi că nu sunt majoritatea veniturilor statului, E doar o parte semnificativă, majoritatea ui. vin în TVA. A fost până cu 2 ani în România. Ena, da. Acum? Aoleoa am ajuns acolo, da, venitul pe am ajuns în țara în care taxa da. pe muncă e cea mai uh, ne putem uita și verifica cea pe puro. Mai... cine vrea să uite. Iaport. Uh -huh. Dar pentru asta, scă... pentru... deci pentru a scăpa de o anumită limită pe care o aveau la deficit, toamna de obicei, ei măresc uh, salariul minim. Și atunci le iese din pic se uh, uh, se scade deficitul și intră în marja pe care și-o o pro, prognozau la început. E, e, și ei, și fac e valoarea? Că câștigi mai mult dacă pierzi prin șomaj? Nu fac nicio valoare cu șomajul. Ei fac, domne, mărind salariul minim, Atât o, o să vină la de stat. Păi știu că și cum vorbeam de consensul între-economiști și oamenii care sunt acolo mai știu că salariul mi creează șumașa asta nu e acceptat, o acceptat că ai zis da, da. Da. deci au făcut-o de două ori și în toamnă și în 1 ianuarie acum, anul ăsta dar trebuie să nu-și bată că ar trebuie să-i facă o indexare nu? direct pierzi joburi deci pierzi bani da, din Da. da? de. Da, așa deci pierzi da, dar poate le Acum, iese, nu știu, să poate știi că dacă faci diferența dacă e diferența dacă să iasă, plus, da? E, e le să le iasă, da. S -o S -o? să nu cresc așa de mult, că dacă l-ai pune, nu știu, da, da, da. 5 miliarde, nu mai muncește nimeni în România. oricum, ei gândesc pe termen scurt. Deci că de-aia fac, zicem, prin septembrie, așa, în octombrie. Până în decembrie să rezist. Aia voi duce mai fac la anul. pentru dacă nu, nu fac an. valuri, Uite <laughs> un e. argument important care na, nu, te, nu poți evita o discuție sofisticată, e asta mm -hmm. de Victoria Stoiciu folosește argumentul ăsta. Uite, în România a crescut salariul minim din 90 din a crescut și nivelul de trai, știi? Deci datele de empirice ne arată cum, uite, creșterea salariului e benefică, știi? Dacă două lucruri se întâmplă în același timp, nu înseamnă că sunt unul de altul. Correlation is not causation. Așa a făcut și Milei, uh, Milley în speech-ul de la Davos. A spus că în perioada 1800-1900 a crescut uh, PIB-ul pe cap de locuitor de, zicem, de două ori. Parafrazez, nu sunt exact cifrele. Exacte cifrele. 1900-1950 de trei ori. 1950 2000 de patru ori și de la 2000 încoace de 7 ori. 7x. Și planetar vorbind. Și după aceea, o trei patru paragrafe mai încolo, a spus intervenția statului de la 1800 încoace a crescut exponențial, știi? Dar acum la CPAC a retractat și a spus, bă, a spus a corectat, da, da. da, și a spus în ciuda statului pe cap de locuitor a crescut așa de mult și dacă nu era dacă nu era intervenția statului, aveam în loc de 7X, acum în ultime aveam 30X sau ceva de genul ăsta, știi. Da, avem, de exemplu, în. Am fi avut mașini zburătoare? <laughs> în primul sau al doilea episod din seria, când am făcut cartea Gânduri pentru cei de azi și mâine, o explicație foarte bună pentru felul în care se crește averea unei națiuni, da, se crește nivelul de trai, să zicem. Da, nu are nicio legătură cu salariul minim. O să, iarăși, unii s-ar putea să fie surprinși, unii nu. Uite, poți aduce obiecția asta și la, uite, un argument des folosit de libertarieni, asta cu revoluția industrială, uite cum a scos masă de sărăcie și Și un socialist poate să spună, păi, tehnologia a scos. Nu schimbarea regulilor jocului, nu capitalism. Tehnologia a avut tehnologie. Revoluția mediu l-a avut, după Revoluția industrială l-a avut tehnologie. Prostia socialistului este că nu vede cum evoluează tehnologia. Tehnologia în comunism era cumpărată, uh, învechită deja. Ok, ai exemple din alea marginale în care aveai oameni de știință ruși care descopereau niște chestii. Pentru că erau ei pasionați. Dar ce se întâmpla cu industria din Rusia? Ținea pasul cu descoperirile alea uh, speciale? Da, da nu poate ține. fi un contraexemplu. ăsta. Uite, rușii s-au dus pe lună, pe Marte. Uite că era sărăcie. Da. Bine, Dar sau eu ce vreau să zic este că capitalismul susține creșterea tehnologică. Altfel, Hai, uite, -o, altfel, o vezi la telefoane. Sau altfel, ne uităm computer. la salariu minim în sine da, și e, ajungem la momentul în care ce se, se întâmplă atunci când salariul minim, mai ales că mai sunt și alte țări care bagă salariul minim pe branșe? Separat pe branșe, în industria asta e atât, în industria asta e atât și așa mai departe. Da? Ce se întâmplă atunci când salariul minim într-o industrie crește să nu-și mai permită orice capitalisti să angajeze muncitori? Ce se întâmplă atunci? Tehnologia, mâncați așa. Da? Nu uităm care este scopul tehnologiei și de ce apare el. Este un time sau effort saving device. Te scutește de efort sau te, te lasă să câștigi timp. Timp ca să ai mai mult timp să faci din altele. Da? de știi, știi cum spun la asta? Păi uite că grăbește, rog să o tehnologie. <laughs> Sindicatele presăm pentru salariu minim. Nu Ăla recunoaște. trebuie să fac să economisească. Poate să recunoască că de fapt e e pe data, ar ei ar vrea, vor slujbele. Ei, ar vrea, ei ar vrea muncitorii să rămână acolo slujbele, cu salarii. Da. Ar vrea să rămână cu salarii. Te da, și e să e să muncească eu salarii. mai puțin să primească la fel. Asta vor. Adică nu o să vină socialistul ăsta să, să accepte răspunsul. Da mă, ai dreptate, dă-vă dracu, vă dau afară pe toți să grăbesc <laughs> progresul tehnologic. Văd eu cum mă descurc cu trei oameni și cinci roboți. Nu, poate fi unul de ăsta mai deschis către mm. ei, normal, nu, nu. sunt, anti-mașiniști. Da? Hai să zicem că e unul mașinist, Harari. Și poate să spună, da, uite, da. trece mai ușor la roboți. E marginal. O să fie marginal. Prin urmare, nu, chiar e folosit argumentul. Nu, el, o să fie unul, o să fie puțin numărul de acești... Nu, să-ți accepte mm. argumentul lui Hesley, mm -hmm. că tehnologia creează job și deci, să nu fie, am zis, A. să nu fie antimașinist. Ah, să meargă doar și să spună, păi înseamnă că, uite, sindicatul ți a grăbit, ți a dezvoltat un Ok. Ca să nu dai bani la stat, a inventat niște roboți care L -aște da, 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 aștept, da, da. să automatizeze. Îl aștept să-l aud pe acest Sunt. sunt de. acord și <laughs> între timp, până când am reușit, deci, asta cu ți-ai grăbit progresul tehnologic, trebuie să înțelegem că atunci când ai de-a face cu impuneri, adică cu lucruri care sunt tranzacții nevoluntare, involuntare, care sunt non-voluntare, da? cineva nu trebuie să plătească, da? Vine sindicatul și grăbește progresul tehnologic. Păi, ok, de acord, l-a grăbit, da? Dar cine plătește graba asta? Da? O să plătească porcul de capitalist din buzunarul lui? Așa ți s-ar părea, dar de fapt o plătesc sărmanii ăia care n-au ce mânca până când progresul tehnologic se întâmplă, așa grăbit cum e el. Dacă da. era lăsat să vină la pasul încet al lui, toată lumea avea de mâncare, la un moment dat să va apărea progres tehnologic, era o mică disturbare în piață, dar se, 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 să, să, cum spun, se rezolva. Pe când felul în care îți grăbește salariul minim progres tehnologice. de astăzi până când o să se atingă masa aia critică, de a înlocui muncitori cu mașinile, de a, muni... de a înlocui ultimii muncitori cu mașinile, toată masa de oameni dați afară, de momentul în care se începe și până în momentul în care ajunge, mai au scrape de foame. Ăia plătesc progresul tehnologic adus de socii, grăbit de socialiști. Sunt și socialiști care nu doresc uh, acest progres tehnologic, dacă vă uitați. Cum ai zis și tu, Să conservatori, cu... nu progresivi. No, 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 nu, nu, no. Avem acest standard USB-C, atât, nimic mai mult. La revedere cu progresul și... Cel mai bun la revedere. Nu <laughs> <laughs> cumva să avem alte modalități da. de a încărca telefoanele, că v-am spart. Și să nu cumva să transmitem date mai repede, că amențesc datele pe acolo, <laughs> dacă de la atâta viteză. Uite stai, iar... Ajunge. Ăsta ar putea răspunde lui Vali, ok, băgăm repede mașinile, alea produc mult, redistribuim. stai, exact. stai și să Deci stai frăție că mașinile trebuie inventate. Oh. tu o problemă, lasă-mă să mă gândesc la ea. Până ți-o inventai eu mașinile, mai trebuie mai mănânc niște burse de studiu, mai am timp până atunci. Dar asta ar putea fi argumentul, Noi grăbim procesul ăsta, Păi, asta zic și eu. Într-un regim capitalist a da. apărea robotul la în 50 de ani, la noi a apărut în, nu știu, 10. Păi da, da, asta zic. Am făcut repede au, niște redistribuții. În 10, 10 ani ți-au mărit ăștia de mașini, foame, alte. da, pe când dincolo aveai doar vreo 2 ani de lipsă de balans. Ba chiar muncitorii în sine o duceau bine 50 de ani, da? De, deci imaginează să crească uh, salariile în mod natural, astfel încât să forțeze mâna capitalistului să-i înlocuiască cu mașini că sunt mașinile mai ieftine. Că, adică să facă pariu ăsta antreprenorial de research and development ca să găsească o metodă de a. Da, na. da. Ce să zici? Închide capitolul acesta Walter Block cu problema salariului minim ca fiind o înaltă ajutătoare a sindicatelor de a nu permite patronului să angajeze scabs, acele persoane care le strică lor uh, Nu, ăla e Buster, dar da. Acum, acum îl pomenește și după aia continuă în capitolul următor. A, <coughs> mă rog, apărarea de bază, ca să încheiem, apărarea de bază este capitalistul de fapt creează oportunități de lucru pentru cine vrea să lucreze. Dacă e limitat cu salarii și cu greve și sindicate, Am, nu știu ce, nu poate să... Da, deci, deci este erou. Deci prezintă aici, acele, deci aici de Walter Block, să spui, nu? Da. 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 Pentru că făcea Are bine în condiții, public, da. Că condiții, ostile. Condiții... Și, bine că ai adus uh, aminte și de intenții. deci în bloc argumentul ăsta, contextul istoric a fost un... rasist și da. vrea să-i ții pe minoritar să-i afară piaței muncii, știi? Mă rog, nu e așa de relevantă pentru noi, știi? E relevantă, mă rog, mai mult așa polemic, știi, când pe o salariu minim pare așa e nobilă, știi? Să arăți că, uite, istorii. nu a fost așa. Și următorul capitol. Următorul capitol este despre părgătorii de grevă. Ideea de bază aici este că... Nu, nu e chiar părgător de grevă este acea persoană pe care un patron o angajează când membrii de sindicat angajați ai lui vor salarii mai mari, el angajează niște persoane cu salarii mai mici, astfel încât atunci când angajații lui vor să le crească salariul, ce bă băieți, eu am deja persoane cu care pot să vă înlocuiesc. Ca spărgătorul nu, de grevă nu înseamnă neapărat da, că e da. din, e din e un fabrică. Poate să fie un subunitate, zice. da. Deci, ăia care, care nu respectă... Poate să nu ai nimic mestin în spate. Poate cei cei care, sunt, care nu respectă vreau greva. Să... Da. da, nu respect greva. Vreau să lucrez. Că orică să era, da, era și, din fabrică, da, orică e de afară... Asta cheam. e doar o chestie așa. aduce el niște băieți, duce, dar nu... Da. ce vreau eu să subliniez aici la începutul capitolului este că și asta e o, ce vrea să facă sindicatul în cazul ăsta, e, e exact o limitare cum face statul. Hai să limităm ceva, să nu intre unii fără nu știu ce, să fie salariu X, să, trebuie să fim toți uniți aici. Îi fiți să... uniți, faceți-vă o firmă. Stai, hai să discutăm puțin că de fiecare dată când vine vorba despre sindicate, trebuie cartel. Trebuie să de fiecare dată când vine vorba despre sindicate, trebuie să aducem aminte că există funcții care sunt perfect justificate ale sindicatului, da. Și există funcții pe care sindicatele și le-au luat cu puterea guvernamentală, da. Primele. Da, adică asocierea între angajații aia e foarte legitimă. Treaba lor s-au asociat. Cu prima nu avem nicio problemă. Problema atunci când discutăm despre sindicate vine de la a doua, ca de obicei, de la ingerința statului. Da? Faptul că unii, faptul că să zicem, da, trei e oameni da. se asociază și pun un sindicat într-o firmă de cinci oameni, da, de cinci muncitori, lor, Celor trei le va da o putere de negociere mai mare. Nu e nimic rău în asta. Dacă unul dintre ei vrea o mărire de salariu sau condiții mai bune de muncă și patronul zice știi ceva? Te dau afară. Îi din sindicat o să spună știi ceva? Dacă îl dai afară noi plecăm și noi sau noi facem și noi grevă. Ia dă-ne afară pe toți. Îți merge? La atunci ești în ipostaza în care tu, patron fiind, trebuie să îți angajezi 30% din personal. Nu, scuză-mă, iese mai mult, 60% din personal. Da? 60% din personal. E imposibil. De pe pe alta e imposibil. Dai înapoi și îți rezolvi problema altfel. O mai fi Așa. o chestie răia să sunt amator sau <laughs> cinci Așa, asta e o funcție a sindicatului cu care nu avem nimic împotrivă. Cu ce avem împotrivă, este că patronul lui este ca patronul lui să-i fie interzis să-i dea afară sau să angajeze pe altcineva în locul lor. Da? Și interdicția aia vine de unde? De la stat. E ca și cum ar avea Tenier la Da. Interzis. e interzis să-i dai afară în timpul grevei. Și după aia sau pentru grevă, sau pentru că are voie să-l angajeze. Nu, de fapt asta mă interesează. Păi nu, uh, nu are voie să angajeze. Ăla angajate. are voie să lucreze? Dacă eu lucram și am voie are să lucrez? Voie, eu sunt are voie, are da, voie, dar se împușcă singur în picior, că după aia rămâne și cu ăla angajat și ca să-l dea afară, are altă uh, legislație Constituției? Nu, nu, nu e nu, Dacă legal, afara, nu e, asta ce dacă pe legal e interzis, a, 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 ei ba, ba. pot rupe picioarele pe, în afara cadrului legal, știi? Întrebarea e dacă pot interzice legal. Urgătorul sindicatul de nu poate să interzică legal membrilor non-sindicali să lucreze. A, nu Și da. nici, teoretic, nu poate să interzică membrilor sindicatului să lucreze. Dacă dar, poate să-i dea afară. Poate să-i dea afară, poate să le dea amenzi, poate să le rețină mai mult din salariu dacă se duc să lucreze. Ar fi interdicție legitimă dacă l-a semnat contract. Mă angajez să nu lucrez pe perioada. Păi, cu asta da, ăsta, da. Ăsta e contractul pe care semnează când da. intră în da. sindicat. Da. Interdicție voluntară, nu interdicție agresivă. Da. Da da, 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 da. da, da, da. Dar din punctul de vedere al patronului, să zicem că îți vine sindicatul și pă, îți, pă, îți pleacă 60% din, din uh, firmă în grevă. Da? Tu ieși repede în piață și zici, ok. 10% din ei pot să-i acopăr acum, mai îmi țin un bază de producție ca să nu dau faliment, îi angajez acum. Da? Și acum vine sindicatul care s-a dus frumos onor la statul socialist și a spus așa, n-ai voie să angajezi pe perioada grevei oameni noi pe, post, pe posturi care, pe aceleași posturi. Deci n-ai voie să creezi posturi duplicat ca tu să îți acoperi producția pe perioada grevei. N-ai voie. Tu, tu, patron în firma ta, n-ai voie. Nu te lasă. Cine? Guvernul. De ce? Așa a zis sindicatul. N-ai voie să-i dai pe afară cât sunt în grevă. De ce? N-ai voie. De ce? Statul da, nu-ți dă voie. Așa a zis sindicatul. Ăștia noi nu sunt spărgători de grevă, nu? Spărgătorii doar la care lucra dinainte, nu? <sus> Toți sunt. dacă teoretic ai lua, dacă teoretic ai avea voie ei, că aici vorbim de state mai socialiste și state mai puțin socialiste. Din punctul de vedere în Statele Unite, ai avea voie să angajezi zilier ca să facă treburile sindicaliștilor. Deci ai avea voie. Ei, ei ar fi spărgătorii de grev. Da? Și ăla e momentul în care ce se întâmplă? Sindicaliștii fac cordon în jurul uzinei. Da? Și ăsta ca să vină la serviciu trebuie să treacă pântre ei. Iese cu bătaie. A, adică unist permit, legal, alții nu. Depinde, da, din stat în stat. În Statele Unite îți permit să îi uh, cumperi. Uh, că o să vorbim, apropo, la episodul 200, despre filme și uh, chestii din cultură cu temă libertariană. În 2001 sau 2003, cred că mai degrabă în 2001, a fost un film care se numea Rezervele. La nivelul uh, NFL-ului, da, Liga de Fotbal Americană, de, Liga din America de Fotbal American, da, jucătorii sunt toți acoperiți de un uh, contract colectiv de muncă. Deci ei, practic, toți jucătorii sunt într-un sindicat. Dacă nu se semnează, asta apropo e valabil și pentru NBA și pentru NHL, dacă nu se semnează contractul colectiv de muncă, apro America, da, 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 știi, mm -hmm. și unde, ăia la superstarurile superstarilor, da? Dacă nu se semnează contractul colectiv de muncă, o următoarea perioadă contractuală de nu mai știu exact cât sunt, 7, 5, 10 ani, habar n-am. Câteodată se prelungește pe mai puțin, câteodată se semnează unul nou, așa. Dacă nu se semnează, jucătorii nu joacă. S-a da? întâmplat în NBA, odată s-a întâmplat în 99, odată s-a întâmplat mai recent, mai spre noi, tot așa a fost o, în care s-au pierdut jocuri din calendar. Deci dacă ca să trans, să transportăm lucrurile pe un tărâm uh, normal, gândiți-vă cum ar fi că toți jucătorii din uh, Liga 1 de fotbal să fie în același sindicat. Și să <laughs> și să facă înțelegere cu sindicatul cu uh, alianța patronilor despre cât să fie plă între ce Că, de fapt ce se întâmplă acolo? Se stabilește în contractul ăsta colectiv de muncă care e salariul maxim, care e salariul minim, ce fel de facilități trebuie să ai, asigurări pe perioadă de rănire și așa mai departe. E un contract colectiv de muncă, da? E, premiza acestui film <laughs> din 2001 de care ziceam era asta, că nu mai joacă ăștia din NFL, și toți patronii să pun de acord să angajeze jucători non-profesioniști de fotbal pentru un sezon și să dea drumul la sezon așa cum e, să vedem ce iese. E o comedie cu Keanu Reeves, e frumoasă. E un, e un film bun de văzut. Ia să uităm noi. Se da. numește <coughs> Rezervele sau în engleză The Alternates. Ha. Walter Block menționează aici, tu ne nu trebuie să confuzi, ce înseamnă de fapt cuvântul my job. Al tău. Da. Jobul ăla nu este al tău că îl ai tu și îl deții. Ești, ești proprietarul acelui job. Da? Jobul respectiv este un contract între tine și angajator. Așa cum mai spune tu în România domneam eu un băiat, instalatorul meu. Da? nu l deții uh, înainte să vină îi telefon, mai poți să vii sâmbătă să repari, uite am un prieten, un vecin aici care are o problemă nu ești proprietarul acelui instalator și îi spui vezi că sâmbătă la ora 3 vreau să te prezint nu știu unde, altfel uh, nu știu ce că altfel ce, exact că tocmai asta e ideea, că altfel ce da, nu, să, nu, e folosit pronumele posesiv ca da. Ei, la îi fel trebuie îi însă data. angajații îi spun, domnule, eu am fost aici pe postul ăsta 20 de ani, e jobul meu, eu îl dețin, nu trebuie să vină nimeni, că să mă înlocuiască cum ar veni, știi? Nu, no, inerția. Da. Bine, bloc era el tânăr și avea reflexe bune, zice cum ar fi să e invers, să spună patronul că e muncitorul meu. Uh -huh, A, sau da, sau exact. să, spună când vrea să plece la alt patron, tot așa, știi? -ai voie. ai voie. da. Adică sclavia, basically, e în continuare o agresiune, nu s-a schimbat nimic. Chiar dacă sindicatele se pretind ca și cum ar fi. Adică principiul ce mi-a plăcut aici e că bloca la un moment dat a enunțat principiul. Zice, domne, principiul pare să fie că o relație contractuală voluntară devine obligatorie pentru ambele părți. După un anumit timp, un interval. Nu știm care e intervalul ăsta, dăm și cu niște praf de sindicat pe deasupra și devine obligatorie. Să mor tu! <laughs> Bine, sau dacă observăm că lucrurile astea așa merg, hai să ne îngrijim să scriem niște lucruri în contract. Noi contractul ăsta expiră. Expiră și dacă nu îl prelungim, nu îl prelungim. N-ai cum să vă oblig să-l prelungesc. E și asta o rezolvare, dar s-ar putea să n-ai uh, voie în funcție de legislația unor țări să faci contracte uh, cu durată determinată. Cu da. durată determinată. Sau bine, îți dau altfel peste nas să spun că n-ai voie să le renoiești de nu știu câte ori, decât dacă, dacă vrei să-l mai renoiești a nu știu câta oară, trebuie să-l faci cu durată nedeterminată. Da, da asta se întâmplă. Ceea -te -te. ce, într-adevăr, dă în absolut toată lumea. Că în toată lumea, exact. Dacă patronul nu vrea să-și asume riscul, atunci el o să trebuiască să își caute alt muncitor pe care iar să-l ia de la zero să-l antreneze să nu știu ce. Se întâmplă, da? Și muncitorul ăla care era atât de bun o să-și piardă jobul. A fost un caz interesant, un exemplu pe care îl dă și Walter Block aici, în care un sindicat al profesorilor din New York a făcut grevă, că nu le mai plăcea salariul cu care erau plătiți și uh, statul a angajat profesorii uh, de culoare. Că atunci a... leftiștii ziceau, domne, cu cine să ținem acum? Cu sindicatul sau cu oamenii de culoare care erau plătiți, să zicem, mai slab, adică salariile vechi, sau cu cei care încercau să Bine, se, oamenii, oamenii din sindicat, oameni muncitori, nesofisticați, aveau, ar fi avut și niște ieșiri în public din care să se înțeleagă orientarea lor rasistă. Adică i îi atingea de două ori. Da, zăi Hai să mă imaginez inima micului socialist cum bate ea în toate direcțiile confuză. Da, E confuză din cauză că nu nu caută și ei un principiu care să se verifice în mai multe unul situații. Unul consistent, da. Da, unul consistent. Că pare, mă, dar voi de unde-ți veni cu principiul ăsta? Tot timpul proprietatea și non-agresiunea și gata, ce să spună, ați rezolvat. Când... Păi ăsta revine. e singurul care să verifică. Exact. Dar revine până la greață genul ăsta de comportament. Păi stai răspuns în care zice lumea, nu, stai că aici e o situație diferită. Și zici, mă, da, nu ești în stare să vezi modelul care se repetă în, în toate? Nu. Da? nu. nu. Și răspunsul nu. e nou. nu. E corect. La fiecare, e... vedem cine e cea mai mare victimă să analizăm cine are sentimentele cel mai mult rănite de acea persoană. Ei, asta, Na, e asta e diferența. Asta e diferența avută în vedere. De eu măcar... vreau cât mai mult cărbune. Cât de ar produce de, cât mai... piața da. liberă? Păi nu știu, 5 tone. Eu vreau 20. Da. Deci asta e acea this time is different. Criza da. economică. Da. În ce constă diferența Că eu am anumite preferințe și trebuie să calc peste tine să le diverse. Asta e acea da. că altfel nu e legile economice. Tot are... Mai ai o chestie asta așa, aparte, o paranteză. Deci, evolutiv, ai putea să te... să le iei apărarea într-un fel acestor uh, critici. Evolutiv, oamenii caută nedreptatea. Nu? Majoritatea avem pretenția că suntem foarte sensibili la nedreptate. Și atunci, el vede că cineva e, zice el neîndreptățit, cineva suferă un pic, îi se pare că deja că asta e o nedreptate și zice bine, bine, ok, acceptăm progres, să zicem că de-aia e paranteză. Să zicem că e cu progres tehnologic și nu e doar preferință de, de salarii. Și zice, bine, dar trebuie să puneți ceva în loc. Adică, tot timpul oamenii ar vrea, e ca în Caragiale, oamenii ar vrea să se schimbe, dar să rămână la fel. <hău> o Schimbare, că și eu au făcut o schimbare, o schimbare, îți dai seama nu... Socialismul că... de azi e de socialismul de, de, socialism de 300 de ani. Are idee că ai, ai un conflict între teorii diferite ale dreptății, pentru că pentru el inegalitate o chestie nedreaptă. Pentru tine nu e ca libertaria, nu e știm, și ce dacă că sunt ilegali? Eu la câștigă 5.000 de euro. Uite, C Aici, so what? So what? Aici, aici, din păcate, te duci. Dacă trebuie să analizezi chestia asta, trebuie să ajungi în străfundurile istoriei și gândirii omenești, cum. care e pretenția lor asupra resurselor și asupra societății, până la urmă? Pretenția este Eternul You Didn't Build That și e ca și cum omenirea, ca o comunitate așa difuză, și-a apropiat lumea. și tu accepte asta când n-ai construit tu totul, știi? Deci tu ca liberal accepte asta. Da, frate, ăla l-a făcut solid. nu știu cine, Edison. Da. Ce nu am. Deci tu accepte asta. Dar e conflictul ăsta de valori. El, pentru el inegalitatea e o problemă, pentru tine nu e o problemă. Da, vreau să zic că pretentia... Poate fi și un lucru bun, faptul că ăla e de 10 ori mai deștept ca mine, uh -huh. poate nu știu, inventează, nu știu ce leac sau dar bine că e mai deștept, Doamne ajută! Să, să fiți voi toți mai deștept, să fiu eu cel mai prost dintre... Deștept. Dar uh, ideea este că ei... Deci esența ideii astea de redistribuție, de ce trebuie să fie toți egali, adică ei au o pretenție în care toți trebuie să fie susținuți. Uh. Nu toți, oamenii amărâți. Dar aici și aici apare conflict. Știi, da. Nici nu au răspuns satisfăcător, știi? Răspunsul satisfăcător e ăsta, celelalte fiind aceleași. Merge mai bine fie prin capitalism, fie caritatea privată versus caritatea de stat, mobilizate mai bine resursele către aia să face. Asta C e răspunsul, Or, poziția lor e că nu, băia mor și dacă nu vine, nu știu. Acum. Că, da, acum, dar să nu vine... acum se rezolvăm, acum. Da. Asta e prea. și răspunsul e convingător din moment ce e a doua natură a omului. Sí, uh -huh. Trecem la tânărul entuziast da, care, vrea stahano, intrepe, care vrea, să vrea să intre pe piața de muncă și să accepte să are mici da, nu știu cum, cum poți să traduci the rate buster, pentru că nu e numai de bani, păi, este și de productivitate. Da, Hanovis, uite, am zis, muncitorul dacă, mai bun. Dacă știu. citeai cartea în limba română, mi-ai nu, nu. fi zis că se că... traduce cu spărgătorul de normă. De normă. Ei da bun. Da, nu da. Aici, o altă problemă care apare pe piața muncii este acest tânăr entuziast care muncește mai mult și acceptă salarii mai mici. Îi strică planurile muncitorilor seniori, mai experimentați, care sunt plătiți mai mult și nu muncesc așa de mult precum cel tânăr. De ce zice? Ceva de salarii mai mici, nu? Poate să fie Pe și, să și da. ori muncește Poate mai, mai mult. Hai să o luăm așa Din ce pas. am înțeles, eu e că le încurcă lor orcanele Ei aveau niște norme și el... Spun, da, Rupe norma. Da, da A fost da. frumos, știi, de, de Că patronul ia în... să muncească toți la fel ca tânărul da, ăsta. Da, da, nu uh... da, zic, problema, nu sunt bani atât că uh, el... Okay. Da. Nu, el poate să fie și plec de 10 ori, dar ideea e că el strică un pattern acolo, uh -huh, știi? Uh -huh. făceau 15 piese, el vine și face 50. Da, și se uită <laughs> ăla, zice, păi cum ai... Cum, cum de s-au făcut 50 de piese? Uite, a venit uh, Ton Don Gigel ăsta, tânărul. Păi și a făcut el 50 piese? Da, de să poate. A, și voi, ia. de ce, voi de ce nu faceți la fel? Păi suntem bătrâni. A, deci trebuie să angajez tineri? Op, pardon. Mă rog, aici apărarea este apărarea un bloc pentru omul ăsta, ca să lăsăm niște timp problema dureroasă cu copiii. Apărarea este că el o să producă mai mult E, ex, el face un exemplu de la de insulă, de Crusoe Economics, în care zice, dacă noi suntem o familie și avem pe unul din familie care produce mai mult decât alții, asta o să fie un lucru rău? Nu! Lumea o să bucure acolo. Doar că aici, în economia mai complexă, nu se văd beneficiile așa imediat. Mm -hmm. și, și asta e o chestie de observat la, la stânga asta analfabetă economic că ei să uită la actantul pe care l-au văzut și ăla e vinovatul. Ce s-a întâmplat? Pielele, o chestie mică? Pielele, petre. Uite că și dacă ăsta face el piesele alea poate patronul mai concediază câțiva din ăia Și da, e o pierdere. Ce zicea Hesley, nu te uita doar la consecințele asupra unui grup pe termen scurt, de la consecințele pe termen lung asupra tuturor grupurilor e clar că ea pot avea de sperii, dacă ăla tot face piesele alea că acolo sau nu știu, nu pot mai mult. Da, da, mm -hmm. da. da. Au talentul ăsta, ai știți? Da, și ideea de bază e este poate că... Îi poate îi poate plăti mai prost. De... Da, dar poate să scadă prețurile la produsele respective, care mai multe. Acum câștige mai mult mai mulți clienți. Da, ăsta e argumentul Atunci, liberal. Consumatorii... Să... da vor fi mai avantajați. Da. Și consumatorii privindu-i ca membrii ăia din familia mică de pe insulă, practic, toate, Deci ai două, două câștiguri dacă cineva are o productivitate mai mare. Un câștig pentru o economie în care scad prețurile, crește o... De pe insulă sunt în familie, într-o familie, chiar dacă nu produce la fel de mult, la tot mănâncă L ceva. Da. În timp ce ea dincolo sunt în competiție. Da. Asta mi se pare că nu și nu, da, trebuie să spui, cum zice da, da sunt argumentul, fi efecte, pot efecte pe... argumentul bloc legat la insulă la familia Robinson era dat împotriva ideii astea pe care o au unii socialiști că there's only so much work Da. adică a, ai, plăcinta zisă, fixă poate plăcinta a muncii domne, e doar atât de muncă, dacă tu faci că, de fapt de drept, uh, bloc uh, faci povestea asta la uh, vorbești despre filmele americane cu socialiști că felul în care se termină discuția asta întotdeauna este, vine un muncitor bătrân uh, și înțelept, uh, și filozof <laughs> și filozoprost care, uh, nu de alta, dar pentru eu, pentru filozof efectiv, ăla e un cuvânt care merită mult mai mult decât da va, să fie murdărit va suna de suna ceva. ceva? așa film, ceva. Ce? Cu un film cu asta? Mie nu mi-a deci sunat. Deci când apare... Deși pare... O fi, uh, știi <laughs> ce? E, e posibil să fie o porcărie de film comunist de prin anii 30-40 de propagandă la care nu, nu m-am uitat. Mai degrabă, mai încoace. Această... mai... <laughs> ok, hai să zicem maxim 50%. Ideea e că... Uh... Nu suntem noi atenți la prostiile astea că zicem ce prostie de film și de-aia nu le ținem. -ți deci Dar sigur găsești și de curând. Vine un bătrân înțelept Simplu în, după în, vorbă, după în calea lui, cum a fost ăla de la convins pe Băsescu să candideze a doua oară. Așa, vine un bătrân înțelept la muncitorul tânăr și explică lui cum stau lucrurile. Îi spune, vezi domne, istoric, porcii de capitaliști au vrut să ne exploateze, noi muncitorii trebuie să stăm împreună E doar atâta muncă pentru, uite, deci în, 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 fabrica asta să face muncă atât. E doar atâta muncă pentru toți și dacă tu faci mai multă, ă, ei și din munca altora. De parcă ăla a scos 50 de piese că ăștia -alții și ăștelalții n-au mai avut materiale să le scoată sau ceva. Da, ei din munca altora și atunci nu e bine. Noi trebuie să fim toți egali și solidari, și să fim uniți, cum îi place lui Alex. Să... Subliniem. Exact. Bine, da. da. Și, aici și atunci zi. muncitorul ăsta să pocăiește da, și zice așa e, ai dreptate, bătrâne. Nu mai fac și merg, toți mărșeluiesc în salopete, liniștiți, să facă grevă ca să ceară salarii mai mari. Da. Ceea ce mi se pare absolut fantastic este că până și în acest film care vrea sau acest film ipotetic. Mă arăt, scenariu, da. da, scenariu ipotetic care ar vrea să scoată în evidență propaganda socialismului, nu poți să nu observi decât că socialismul încurajează mediocritatea. Yes, thank you sau în altă ordine de idei, că și zice și bloc, bloc, aici, deci dacă socialismul pe de o parte zice o să creștem nivelul de trai da tuturor. Ei ei te întrebi, păi cum o să crească nivelul de trai dacă nu muncește nimeni mai mult? Păi furăm de la, furăm de la bogați. Păi M Mâncăm bogați. Păi nu, o să zicem că i am egalizat pe bogați. Deci un socialism de la de manual. Deci ai furat pe bogați, ai redistribuit ai ai atâta nu Cum o să muncească? Să... Că deci... probabil prin dictat de la când, centru, nu, nu, toată lumea nu, nu, să muncească nu. cu unul la stă mai mult. Nu, când, ajunge C acolo, C e deja bine. C a. Stăm C acolo, în când, ai, când, când, au, când au mâncat suntem toți bogații, nu mai e nicio problemă. de deci ce nu mai Erau demoralizați sau ce? Ce a venit? Cine? Ea Îl vedeau pe ăsta că s-au obișnuit. Nu, ăsta e nivelul la care s-au obișnuit. Asta e normă. Și au negociat de la sindicat o normă. da. Nu, atunci care argumentul socialist? Chiar dacă produce mai puțin, e mai egal puțin la ajunge la toată lumea. <coughs> ceva de genul Minține lucrurile de, muncă. de muncă. Da, da solidaritatea Număruri bate cu Bine, cu și nu știu ce. Și... Da. Nici nu știu dacă există cu adevărat un argument uh, Asta anume, anume socialist. Avem un conflict Mi -mi... uite, prefer să sacrific. -le să fim egali, să, și să fim Să fie liniște, să, da. să avem cu toți o pâine de mâncat. Un, și un argument economic poate fi că ăsta îi demoralizează, pe aia nu știu ce, se rupe fibra socială și produc mai puțin, oh. Hai zicem, produce el 50, dar produc mai puțin cu 60. Bine, cu demoralizarea n-ai ce să faci. Aș, adică întâmple... Aș merge și pe partea asta. Așa cum foloseam la educație. Și economic era asta. Ea a mai puțin, mult mai puțin. Demoralizarea poate să întâmple imediat și prin microagresiune. Adică nu ai de unde să că, că în comunism, tânărul ăsta era numit erou al muncii socialiste. L-a scos în față. A, dacă Rupea norma. Rupea norma, știe? Revoluția a Mă rog, nu cred că se întâmpla în realitate așa ceva în comunism. Să fie vreun nebun să muncească. Adică, staharul ăla cred că chiar a existat și potirea asta, da? da? da. mă rog, deci eu, eu, eu simt că aici e, nu e fix împotriva unui socialism, ci unei uzanțe, așa pe care a observat-o bloc prin societate. Adică oamenii, după cum am zis, vor inerția să fie cât mai mare, aia este o formă de siguranță, de liniște, nu mă apucă pe mine Nu, e una față de inegalitate. A? Tot timpul ne luptăm cu inegalitate. Zici că e o prostie, că n -astăm. noi lipari în <laughs> Dar nu e o prostie. <laughs> Așa gândește omul. Dacă e inegalitate, mm. trebuie corectată. E o chestie mm. rea și trebuie corectat. Cum o corectăm? Venea moșul ăla și explica. Da. Calmează-te, știi? Nu... <laughs> Bine, dar aici, aici ai o situație drăguță în care cineva explica, cineva înțelegea, dar dacă te uiți în viața de zi cu zi, oamenii care vor să corecteze o inegalitate încearcă să o facă cât mai rapid, cu orice preț, nu stau să înțeleagă mecanisme că s-ar putea să nu fie o inegalitate sau să fie corectă și s-ar putea să corecteze mai încolo în mod sau că nu poți, poți să lui rău, că nu poți, că poate Exact, yes, exact. Nu, nu adică ră Niciun aranjament social nu o să te Răspunsul în sine este așa că în filmele de propagandă socialiste exista moșul ăla. <laughs> da? În realitate, când vreo trei care se apucă să-l saboteze pe ăsta, îl iau, îi mai scrântesc mâna, îl așteaptă seara, de iau o bătaie bună, cam așa funcționează de fapt. La muncă n-ar pune mâna, dar de aia știu... Dar nu discutăm subtilități <sus> la nivelul ăla. Și um, un fragment aici din acest capitol mi-aduce aminte și de discursul lui Milei, dar și de remarca lui Elon Musk și anume că atunci când Walter Block spune aici atunci când apar astfel de tineri, dornici de muncă se va produce mai mult vom putea să suportăm pe această planetă un număr din ce în ce mai mare de oameni. Elon Musk susține faptul ăsta că suntem foarte puțini, ne trebuie și mai mulți oameni. Pe el, pe el sperie că, că scăderea e foarte da. vizibilă, mă rog. Și uh, Milei chiar susține faptul că este o chestie pe agenda socialiștilor. Ori prin uh, family planning, ori prin chestia asta cu schimbările climatice, socialiștii doresc, pentru că au concesă de, doamne, atâta este plăcinta, asta nu crește, nu scade, asta e plăcinta, dacă depășim numărul de oameni, trebuie mai puțini. Deci, ca să putem să mâncăm ca lumea, din plăcintă, știi? Deci asta o rezolvă exact <coughs> ca și cu uh, resursele alea care un în următorii 10 ani să termină. Toate în următorii 10 ani să terminau. După aia au văzut că să fac de râs cu chestia asta, au luat-o pe partea asta altă, în care încă nu... Nu, nu la suprapopulare, nu contra, da. contează nimeni. Nu la asta asta a fost bogă, cred că tot secolul 20. da. Dar acum nu mai... Deci când zici de Bill Gates cu... Deci nu, nu da. În timp ce dacă luai aia agenda Roma și nu știi, păi suprapopulare era... Mai sunt, mai sunt, mai sunt și acum. Trei pe net, de. dar nu e poziția lui Jvab. Nu zice explicit, dacă te uiți la ce da, se întâmplă, da, da. Însă crezi că da, no, așa nu, mai zice, dar măsurile despre care vorbește ar să vedere, fie încă sensibilitatea lui, converg, da, da. sensibilitatea lui, da, e tot acolo, da. știi, că ne mulțim, nu Și da. plus că mereu pretenția este de asta, ecologică, după cum am zis cumva și mai devreme, pare așa, știi, că noi omenirea să... trebuie să protejăm planeta. Ești cam în plus. Da, și ești cam în plus. plus, da. <laughs> și, și ușurel trebuie să facem să nu, să nu ți pe gâsca prea tare. Deci nu mai jumulim taxe. Și acum jumulim direct gâștele cu totul. <laughs> Le... Nu știu, poate spui să spui să-ți date cercul de la mine pe Facebook și pe pe Telegram. Sunt câteva de clipuri cu... Femei care spun, eu nu am decis să nu nasc niciun copil pentru ca să nu. Nu, mă cred mă că sunt. Măresc poluarea planetei. Nu, cred că sunt atipice. Adică, clar, lumea are sensibilități ecologiste și nu pe numai. Nu, mai, nu clar. știu dacă sunt da. atipice din punctul ăsta de vedere. E, mi se pare că sunt făcute niște studii, e destul de mare proporția în rândurile tinerilor. Și Chiar na, și, la, la bine, și la vârsta și... medie. Uite te aici, la e și greu că te uiți vorba aia, uite, într-o țară ca Danemarca, nu mai știu dacă vorbeam spus episodul trecut, da, într-o țară ca Danemarca, unde fratele merge, clima totul, ei au rezolvată, da, sunt puțini în țară, fac agricultură sustenabilă, au energie regenerabilă, au de toate, da, acolo ce e la ordinea zilei punctul cel mai tare în Campanie, criza climatică. Cum să nu nebunești în asemenea... Care nu pot rezolva, că nu clima. sunt, doar ei. nu sunt doar ei. Bine, poate fi nu e rău că nu mai fac copii. Nu știu. Persoanele, Persoanele de tipul ăsta. Și că tot vorbim de copii, bloc vrea să, să discute și el problema copiilor în libertare și să folosește de pretextul patronului care angajează copii. Da? În istorie, când clipa în care îi spui patronul care angajează copii, ne gândim la o chestie dickensiană de la Revoluția Industrială, vai de mine copiii ăia, cu, li se văd coastele și nenorocitul exploatator cum îi exploatează. Da, nu e vorba de așa ceva, că de fapt bloc vine și spune în felul următor. Domne, sunt două, sunt două chestii aici, da? Prima contraargument împotriva angajării copiilor este următorul. O să ai un schimb voluntar, cu adevărat voluntar, făcut de un copil? Adică dacă el, practic, e ceea ce am mai spus noi pe aici pe acolo, poate să-și dea copilul consimțământul? Sau care este vârsta la care ar putea să-și dea copilul sau care este momentul în care copilul ar putea să-și dea consimțământul asta ar fi prima problemă și a doua problemă pe care o ridică loc aici este că am uitat-o până o găsesc e, cum nu, că e bine că îl nu? asta era discuția corect, etică a a doua problemă era asta că mișcarea de emancipare a copiilor. Era o chestie care luase avânt atunci prin America. Dacă un copil vrea să fugă de acasă, că acasă e rău, și vrea să fugă de acasă și se duce la tribunal și își câștigă dreptul, chiar dacă este sub vârsta legală, de a se emancipa. În sensul că nu mai trebuie, poate să fie el propriu său tutore, nu mai trebuie să depindă de părinții lui. Ca să poată să facă chestia asta, trebuie să se poată și susține cumva. Și atunci ar deveni imperativ, necesar să nu fie interzis angajarea copiilor ca definiție de vârstă, sau aș putea spune eu, dacă ar fi să fiu mai uh, caritabil cu subiectul, să fie introdus o excepție. Pentru copiii care au scrisoare de la tribunal că mă înțelege emancipați. Da. Vreau doar să dau un exemplu și anume Bolivia. Asta e partea cu patron. Unde ONG-uri uh, din vest iau apărarea copiilor care muncesc acolo pentru că ei copiii își doresc acest lucru și au apelat la câteva ONG-uri să-i apere, cu demonstrații, marșuri, pentru că cei din Parlamentul Bolivian doreau să elimine munca copilor sub 15 ani, sub vârsta majoratului. Au câștigat, până la urmă. Te da, aduci aminte? Da. Au făcut o limită de vârstă, da, erau. Era nu știu. Nu, ce au o, câștigat o, ei? Adică de a, la 14 sau. Nu, nu, nu. Da, nu no, 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 au ah, okay. no limită. Adică să vorbea să se treacă legislație și nu s-a mai trecut. Da, da, da. S-a retras cu. E... Totul. la liber cum ar veni. Deci, noi am mai vorbit subiectul ăsta și nu o să-l lungim acum. Poziția punctual libertariană despre când un copil devine adult este când poate să se susțină. Ce ai zis și tu. Cumva. Da? Deci el zice mulțumesc, e, la asta, revedere. Asta, zice bloc a zis Rothbard. Da? Dacă ne aducem Rodbar. aminte, nu era așa de clar. Știi că ăsta era criteriul lui Rothbard. Rothbard era ceva de, de genul dacă pleacă la dacă... Da. E, și ce, ce, aș vrea eu să aduc în discuție, da? E o discuție. Mie mi se pare că te uiți la un copil cum crește, cum se maturizează. Deci copilul de când se naște, să zicem, să o formulăm așa, să zicem că se maturizează. La început nu știe de niciunele. După aia învață la un moment dat, să zicem, învață să-și lege singur și returile. Mi se pare că la tot felul de trece de multe praguri, sunt oameni care nu trec de unele praguri și zice, și aici facem paranteză, zice și bloc că nu poți să o iei după standardul de vârstă, pentru că niște religii ziceau la 13 ani, unii ziceau la 18 ani când poți să fii luat cu forța în armată, 21 de ani când poți să votezi. Păi stai puțin. Sau să bei. Sau... Să la 18 ani poți să votezi. Mă rog, la el mi era așa... La american, Nu, la american, no, de la 18 ani poți să votezi. De când te ia în armată. A. Ah, ai, voie să, dar bei, -ai de... voie să bei. Asta e stai, paradoxul american. Uh, ai voie să împuști oameni și să faci armată și să votezi, dar n-ai voie să bei. Mă rog, ideea era că ai oameni care <coughs> au nevoie de susținere chiar și la vârste înaintate, nu, care au vreun fel de handicap. Și atunci... Omul din observându-l, nu poți să zici că se susține, deci nu e complet adult. adult să ai pretenții din astea de își dă consimțământul, etc. În fine, și ce vreau eu să, să zic este că te uiți la un om că crește, trece tot felul de praguri și la o vârstă va fi trecut un număr de praguri și viața fiind complexă și având multiple aspecte, nu poți să zici la vârsta asta toți au trecut atâtea praguri. Unii se dezvoltă mai bine așa, unii nu se dezvoltă niciodată aici. Ideea în capul meu ar fi că ai putea să-ți imaginezi că se emancipează pe, pe ramuri, așa, pe niște... De domenii. niveluri, ca la, ca la un joc, să zicem, ca să zicem cumva, cu toate că e complexă chestia. Dar nu poți să zici, ai trecut vârsta, afoera. Poți să-ți imaginezi chestia asta cumva, în care pe diverse domenii poate să ia, cum zice copilul, lasă-mă că îmi leg singur și returile, da, simplificând, după aia mai încolo că lasă-mă pe chestia asta, îmi, îmi iau eu responsabilitatea de acum încolo. Da? Și bineînțeles că asta la buna practică a părintelui poate să zică, bine te las, dar dacă te împiedici, e că te ajut în continuare. Sau, mă rog, asta e treaba părinților, ce fac sau nu fac. Dar, dar nu, mi se pare că nici să-l nici să ții, că despre asta e vorba. Poate să ia hotărâri copilul? Poate să ia hotărâri despre muncă? Păi poate, poate să ia. Poate, din păcate, de nevoie, că știm din istorie, avem și noi, sigur, exemple în jur de de bunici, de exemplu, care la 13 ani era ucenic, și la revedere. a chiar plecat în localitate, eventual. Și de ce? De nevoie. Da? Și să mă maturizat de nevoie. Și după aia, ai acum care ai tot fel de exemple din astea în care nu te lasă să vinzi limonadă că n-ai nu știu ce licență, a, a licență permisiune. permisiune. Ok, și asta era uh, propunerea pe care vreau să o fac: că ai putea chiar și libertarian să te gândești că. El uh, și are responsabilitatea pe niște planuri, uh, dar nu, să nu trebuiască să trage așa o linie Dar de unde vine această inițiativă de emancipare? Din partea copilului sau uh, părinții trebuie să decidă observându-l pe copil, domnule, de acum încolo, într-adevăr ești matur și... sau să aibă loc o negociere între cei doi? Atunci când vorbim de emancipare... Nu să atunci când vorbim despre emancipare de proiectul în sine, de procesul de emancipare legal din statele Unite, copilul ia decizia asta împotriva părinților chiar. Da, de de, da, la de ăla de time emancipation. Da, 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 da. da. De, de asta vorbesc, da, dacă vrei să vorbim în abstract pe ideea când ar trebui copilul să facă, bineînțeles că se poate face și prin negociere, se poate face și împotriva voinței părinților, se poate face teoretic, ar trebui să fie posibil să se facă, altfel cădem în situații ca în Italia, ar trebui să se poată face și împotriva voinței copilului care nu mai e copil. În sensul ăsta. Adică, cumva. Nu, Cred că hai că hai crescut contează, mai mai te și tu. mai mult, adică ce vreau eu să spun este că prin având ideea aia în care el devine adult doar atunci când pleacă de acasă sau când vrea să și ia sâmbetele gădem în ipostaza în care de ăla nu vrea să-și ia sâmbetele, că e căldurică, e păpică, e tot ce trebuie. Da? De și ajungi... Păr -păr la, și ajungi, da, da și ajungi la cazuri ca în Italia, da, în care trebuie să dea statul lege că la 35 de ani sau 31 de ani, nu mai știu exact, au voie părinți să-l dea afară, pe ăla din casă. Da, deci... Vreau să discutăm subiectul ăsta în afara intervenției statului. Adică, într-adevăr, poate statul să oblige unele din părți. Într-un uh, mediu mine. mai libertarian, da. Da, da. deci, când apare conflictul, de fapt, să zicem că copilul de 10 ani să vrea să plece de acasă, să se susțină singur, atunci părinții zice, domnule, nu ești suficient de mare să ai aici, împotriva părinții copilului, sau, cum este cazul acesta de 30 de ani, un copil <laughs> uh, Întotdeauna rămâne copilul dar nu vrea să <laughs> plece de acasă și apare copilul, părinții vor să-l dea afară din casă yeah. Adică, ideea este că primul e copil, ăla de la 10 ani conform teoriei plecatului de acasă, la nu mai e dar ăla de 30, ăla e, că ăla n-a plecat și nici nu vrea să plece. Da. Mă rog, punctual, acum, răspunzând la situația de 10 ani, mi se pare că tu, fiind îngrijitor în rolul de, 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 de caretaker, te -că, da? Da. e ca și cum n-ai avea destulă grijă de copil. Deci, la 10 ani, zice că vrea să plece de acasă tu îl lași, dar evident că o să te duci după el să vezi ce face ca să, 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 ai în continuare grijă de el. Mi se pare că poți să decazi din rolul de părinte, basically, dacă îl lași ca așa a vrut, cum se întâmplă acum cu toate schimbările de gen și prostică, copilul a ales. Stai puțin, dacă el alege să bagă degetele în priză, nu lași, că tu știi mai bine. Nu, păi, asta e discuția. Care sunt criteriile și nu sunt multe criterii, sunt două. Pune asta cu vârsta, uite, dacă nu aminte de, de David Rilman, ce Are 9 ani, poate să ar putea fi, inclusiv loc aici vorbește de vârstă, altul ar putea fi asta cu munca, care nou, nu mai era clar, dacă l-a zis Rodolfo, poate pe alte contexte. contexte. Deci asta cu munca. Asta două da, sunt da, azi, marile azi criterii. Zis că să, să Eu sunt convențional. Nu știu. Când ne gândim și la alte criterii, știi? Realitate și Alexandru aici, uite, dacă vrea să pară cum cu un pedofil, știi îl uh -huh. oprești așa asta, știi, zici că, că... reprezinți interesele pe planul din viitor, nu știu, ar vrea uh -huh. chiar așa face orice, vrea să sare într-o prăpastie. ce face îl lași că e suferant pe uh. nu no. uh, ce aș spune eu este că felul în care s-ar rezolva situația asta ar fi dacă copilul în sine, atunci când ajunge la majorat, când spun majorat, nu mă refer la vârsta de 18 ani, ci la ceea ce numim noi, am numit noi acum, în acum uh -huh. într-un termen im, încă, im, încă difuz, el se duce și spune vreau să dau în judecată tutorii mei pentru toate abuzurile pe care le-au făcut. Nu m-au lăsat să... Mănânc înghețată. Pe parcursul tutelei deținute. Și el începe și spune, e, dacă primul lucru pe care îl spune e că nu m-au lăsat să mănânc înghețată, n-ai ajuns la... <gătări> n-ai ajuns la, <gătări> la mai <manântu> <gătări> Good point. It's a good point, da. Nu, adică l-aș lăsa tot la nivelul ăsta la care Cumva să fie o procedură hmm. inițializabilă, hmm. să zicem, dar de ambele părți. Adică și copilul în sine. Cine are o plângere, da. Cine are o, cine are o plângere? Se spune, domnule, uh, copilul în sine spune, mi-a ajuns, vrea să plece. Da? Și atunci își. dacă e de comun acord cu părinții. De nu e conflict, deci, conflict s-a încheiat. Da. da. Sau așa? Dacă nu e de comun acord cu părinții, se duce la un judecător și se emancipează, indiferent de vârsta la care e. Exact. Judecătorul Asta decide dacă crede. se emancipează sau nu, sau dacă cumva e cazul să decadă părinții din drepturi și să. Îl -au abuzat, nu știu ce, și să el. aibă altcineva grijă de el, că au abuzat, da? Sau din sau. Sau, lips sau lipsă de grijă, care e tot o formă de abuz. Ok. Așa? sau părinții dacă ajung la un moment dat la o vârstă la care spun, domne, ăsta ar trebui să fie capabil să, să aibă grijă de el singur, întrunește criteriu e capabil să își câștige o pâine da? capabil da. capabilitatea dacă nu e capabil dacă păi nu pe e capabil e Păi copil pe criteriul pe real să e mai înțelept da, da, da nu, dar C ideea e că sunt convenții. Zi. Exact. bloc vorbește la un moment dat de problema continuumului. concepte continue. Care e vârsta mântului. Unde începe poluarea? Deci sunt chestii unde nu le poți să po po așa de decât convențional. Păi da, păi asta... 16 ani, poate să înt, muncească. Înt, Într-un în fel, asta am propus și eu, numai că convenția asta este ce decide de, de la, la caz la caz, judecătorul da. în da. cazul mm -hmm. ăla. Sau ce decid voluntar părinții. Adică, practic, ce vreau eu să spun este că primul act al copilului ca proprietar, ca persoană care se autodeține este să negocieze cu părinții proprietatea asupra ta, în, în, asupra sieși. Deci dacă îi merge pe, pe ce sugeram mai devreme teoretic n-ai ajunge să ai uh, disensiuni. Deci dacă ai niște părinți în întregi la cap, care lasă să-și lege și returile și pe mai departe din ce în ce mai mult, pentru că sunt niște părinți sănătoși care vor ca produsul îngrijirii lor să fie un om tare care poate să se descurce în viață. Și atunci îl lași event, să se și lovească de diverse adversități, tocmai ca să se întărească și îl vede că se descurcă și îl lasă în pace. Asta în, în, în situația ideală. În situații marginale în care una din părți e deficientă. -a -a zice, situația normală zice că e asta, nu în care... Da, da, da. Alea conflictuale sunt alea puține, știi. Tu? Nu, dar ai, ai, pe domenii apar conflicte. Trebuie să te faci avocat, el vrea să facă... Mă rog. Ideea ar fi că... Și nu o dezvoltăm acum pentru că exact e ce zicea Costelie convențională. Pro problema dacă o duci mai departe este nivelul cultural al societății care dictează cumva și comportamentul judecătorului sau mă rog, îl informează. Pentru că nu -o, o să ai de muncă ca judecător dacă dai chestii diferite de ce vrea societatea. Și ai o problemă culturală dacă acolo în societate tu ca copil te duci și ceri, deci tu ești un geniu și reușești să te descurci la 10 ani. Eu vreau să plec de acasă. El ar putea, după niște standarde, să le numim științifice, deci se verifică. Poate să lege și returile, da. Poate să se angajeze, să câștige, nu știu ce. Dar consimțământul e tot convențional. Nu, dar vreau să zic că nu poate uh, un judecător Dacă se opune, da, poate, da. Se poate opune. E, Ei da. au 16 ani și el la 12 ani e... da. dar, dar atât uh... Nu poți să-ți rezolvi perfect Exact, exact. Asta răspuns. exact yes, dar yes. Atât la nivelul copiilor Cât și la nivelul Justiției private despre care am discutat Există și procedura de apel are alte opțiuni, Asta da. e răspunsul pe, vestiz... pe care o folosim atunci când vrem să tranșăm chestii mai dureroase, de genul viol, crimă, furt da? mă rog ce zice Costela e foarte bine, poate depunctat mai des că nu poți să vii cu o soluție ideală la o scenariu complet marginal inventat de oameni tocmai că ca să te încuie ca într-o dezbatere. Sau uite, de curând aveam noi o discuție de asta. poate nu ne-a venit altceva mai deștept. Da, veniți voi cu alta, <gătări> da, exact. Că așa n-a o soluție universalistă, știi, dar chestiile astea cu vârsta <gătări> conțințământului. Care? Mai nu. Care? 15, 18. Nu există. <gătări> îmi cer un da. concept care nu există. E îmi cer să-ți fixez un concept care nu există. Plus că cultural, dacă educi cum trebuie copilul, el o să își evalueze singur dacă vrea să-și ia responsabilitatea, pentru că are și el pentru lucruri, da? Vreau să zic, poți să-ți să imaginezi o, o, structură de stimulente perversă în care zice, păi nu mai bine stau eu pe părinți, nu mi-au -mi responsabilitatea. Dar la un moment dat trebuie să-și facă un calcul de ăsta antreprenorial, că fiecare este propria întreprindere a vieții lui și zice, mă, părinții nu, nu pot să cresc cât vreau eu dacă dacă nu mi-au responsabilitate pentru viața mea. Să pot să fac, nu știu, riscuri un pic mai mari, whatever, ce vrea el. Și ideea este că în felul ăsta s-a rezolvat problema pusă de unii oameni care sunt deschiși, să zicem, la la ideile de libertariene totuși, adică am avut noi de curând o discuție cu cineva care zicea, mă, mie să-mi dai un manual am înunțit cu cum o să se implementeze lucrurile astea și ce-am eu, de... da, exact. ce <laughs> eu de zis la chestia asta este că ai dacă îți pui un manual noi am putea să-ți inventăm un manual dar dacă îți pui manual... Nu să dai un cadru general, că libertalism eu no, un general, e un cadru general. Nu să-ți dau predicții când va, vor ajunge oamenii pe Marte. Nu știu de unde vrei să știu. Cât va fi chiria în București peste 100, dar nu știu de unde vrei să știu. Nu, no, dar să zicem că îți cere și o, o, fereastră de timp și să zicem că poți nu să... l poți, nu, pot, poate. Că... O exact asta nu exact. se poate. Înțelepciunea școlii au exact asta e. Nu se poate natura umană nu e... Ei, da, pentru ai oameni de cantitative să faci predicții. Pentru luci. oameni de genul ăsta nu e acceptabil. Dacă nu poți să prezici... Deci lor, ei sunt mulțumiți dacă prezici un bullshit. eu o prostie, e o de eu, asta. E ok, băgăm niște cifre într-un Excel și ne jucăm de a știința, dar nu e eu, nu pot să spun cât va fi chiria, știi? Nu știu, oferta de case de peste 100 de ani, nu știu ce, poate pleacă toți românii. Poate. E... Dar e dar ce vreau poate eu să te zic... plătește să stai în București. Este că dacă, dacă, îți pui o chestie, dacă îți pui un felul ăsta de țintă, te limitezi singur. Deci, vrei, vrei un manual? Îți dau manual. Dar nu o să mai treci de el. Nu o să mai poți să crești, pentru că pentru creștere o să vrei alt manual. Nu se poate, nu se poate. Păi <laughs> bine, o să spună, dăm și creștere. nu, <laughs> ideea că nu se poate. Încerc ceva să o prostie, știi? Deci n-am ce dar zice că mai e un lucru pe care ar trebui să-l semnalăm, și pe care mă rog, mie mi s-a părut interesant. Sunt anumite subiecte care, atunci când încerci să le rezolvi libertarian, îți dai seama de unele lucruri. De exemplu, dacă vine cineva și ca să afli cum se poziționează pe problema portului de armă. Ca exemplu? Ca exemplu, poți să vezi dacă are mentalitate de victimă sau nu. Dacă are mentalitate de victimă, nu o să fie pentru portul de armă în veci vecilor. Dacă vrei să discuți cu cineva despre problema avortului, trebuie să afli cum definește el persoana. De la ce vârstă definește el persoana și o să afli care e poziția lui pe avort. Dacă vrei să discuți despre cineva legat de problema copiilor în libertarianism, trebuie să afli care este excepția de la regulă pe care e el dispus să o suporte. Da? Că există din, în poziția copiilor în libertarianism, nu ai cum, în jurul poziției astea, nu ai cum să teoretizezi copiii din, în libertarianism fără să introduci cel puțin o excepție. Ăsta este poate și motivul pentru care uh, Ayn Rand în filozofia ei de obiectivism n-a mai vorbit de copii, că nu, a, nu a putut să tolereze excepțiile de la regulă. În libertarianism însă se tolerează excepția de la regulă. Dacă vine cineva și îți spune copilul e proprietatea părinților, trebuie să îmi tolereze excepția că la un moment dat, copilul ăla se apropiază fără să fie furt. Deci cumva ai loc de un transfer din proprietatea cuiva fără consimțământul părinților, dar fără să fie furt. Mi-ai introdus o excepție la furt. Dacă discutăm despre cazul în care părinții sunt obligați, cum zice bloc aici, a să țină copilul în viață, trebuie să introduci alte excepții, să faci copilul ăla om de la început. Bloc nu e dispus să-l facă om de la început, zice o chestie de genul e undeva mai sus decât animal, dar mai puțin decât om. E o chestie foarte, foarte bizară. Așa. Și ca să-l faci om de la început, ai problema că nu a existat contractul de delegare a tutelei între copil și părinți. Contractul ăla inițial, prin care copilul să delege tutela. E în poziția de asta ăla trebuie să-l faci implicit. Aia e excepția dacă vrei să-l faci om de la început. Eu cred că am găsit o vagă rezolvare la asta, dar e doar o propunere. Pentru Zii? că, din nou, n-am genul ăsta de amănunțele nu prea le găsești în uh, literatura libertariană. O amănunt care să-ți rezolve chestia asta. Deci, exact în situația asta, mi se pare că e civilizat să zici că omul e om de, la, de oricând de la început. Și părinții n-au drepturi pozitive, n-au obligație să... Copilul nu are drepturi pozitive, pardon. Părinții n-au obligație să-l susțină, dar au obligație să nu să nu le expună la lucruri care poate să-i provoace rău moarte. Da? Și, și zici, pe păi cum o rezolvi pe asta? Păi rezolvarea în, acum pe care o propun eu ar fi că e ca și cum împingi pe cineva în apă, când nu poate, nu intrăm de ce nu poate, când nu poate să noate. Dreptatea ce-ar cere în situația asta. Păi să-l în primul rând să nu-l împingi, dar dacă tot ai ajuns cumva acolo să să-i îndrepti viața așa cum, cum a fost. Și aici zicem îi îndrepti viața ca să simplificăm toate pleiada de resurse în jur. Și în situația asta, da, părintele ar trebui, cum cumva zice și bloc pe aici, deci nu vrei, ai făcut un copil, ești, mie mi se pare că ai împins un om în, în viață. Ai o responsabilitate să nu-i să întâmple lucruri, nu trebuie să-i faci, dar trebuie să nu-i faci rele. Da? da. Nu știu dacă e. Nu așa. Faci o bune? Poziția lui Bloc e mult mai clară decât a lui Chinsea. Chinsea spune că se accepte și obligații pozitive, gen aruncă în colac sau trage. Nu, Bloc mi se pare mult mai clar. Spune că n-ai voie să-l omori și n-ai voie să-l agresezi. E consistent cu. Să nu-l ascunzi în casă, da. nu știu uh, ce. Mă gândesc și la asta cu. Eu mergi pe principiul self ownership care e vorabil nu doar pentru adulți, ci și pentru copii. Copilul se deține pe sine. Păi cum? Că nu vorbești. Copilul se deține pe sine. Eu o asta. Nu mai discutăm. Iar că nu are părintele... nu știu ce posibilități, ai altceva. Părintele este un manager, nu este un proprietar. Un manager ia decizii de angajare, de nu știu ce program de lucru, el nu e proprietar. Nu sunt banii lui în firma aia. La da. fel și aici. Copilul este acționar, el se deține pe sine. Părintele da. e un manager. Cineva angajat, nu știu ce -i. Bineînțeles Așa că aici bine. ai, ai chireala de pe partea ailaltă în care, a, deci pot să-l decazi imediat, doar de, că e un manager slăbuț și vin eu cu idei mai bune de management și harș, #tă te-ai tăiat copilul. Păi poți face, mm. răspunsul e libertarian, e că poți. Nu, ideea ar fi că... că Polemica între conservatori și sângiști e că sângiștii îl luau Oricum. pentru nimic. <laughs> I-ai <laughs> dat un la gata. Sângiștii ți-l iau pentru, pentru dorințele uh, pe care le au ei în cap despre nivelul de trai și alte păsări. Da, copilul e... unor săraci, bine. Că... Să și ideea e? ar fi că dorințele nu sunt, nu nasc drepturi. Nu? A zis-o și Milei și bine, totul Eu aș spune că dacă privești părintele ca un manager, nu e așa de ușor să-l decazi în, în drepturi, pentru că... Teoretic, managerul în sine ar trebui să fie concediat doar de ăla care l-a angajat. Adică nu e, e, spune că e mai greu dacă a, vrei și, să... Și aici cine l-a angajat? Copilul? Păi de exemplu, aici, copilu de aici, copilu', aici da. e... Am găsit excepția mm. ca să discutăm acest model. Nu e foarte diferită... -ă... Dar nu l-a angajat, că n-ai contract semnat. Aha. Păi, asta e excepția. Da, da, ok. Great. Nu e foarte diferită situația de asta pe care o spus-o Costela acum cu managerul, de aia pe care am zis-o puțin mai devreme cu tutela. Yes, yes. Da, nu e. Deci e, e, doar o instanțiere a unui tip de... Tu poți să spui management, poți să spui că ca parte a tutelei ai și îndatoriri de management al aseturilor copilului Nu respectiv. E, ideea e să nu-l faci proprietar ca asta oamenii mm -hmm. imediat. A, e ce controlai tu? Păi să nu știu ce, să deschizi ușa. A, înseamnă că ești. Nu sunt frate proprietar. Proprietar e ăla care e proprietar. Nu, eu sunt. Am și eu un drept de control pe acolo, știi? Deci, ce, ce mă interesa pe mine în nuanțările astea în jurul, mă rog, drepturilor și obligațiilor părinților, ar fi să nu poți să-l decazi ușor, totuși să poți să aperi copilul de abuzuri. Da, nu? Asta, asta e, e poziția mea. Tinta... Da, dar nu e ceva grav descrisă, acolo, nu, lei așa din. Da. da, asta e. Adică să nu-l oh, să să pui pe, pe, picioare, pe nu. chestii pozitive, vai, nu l a învățat engleză. Da, nu, nu, nu. nu strict negative, love, îl vei, Strict nega, stric negative, da. Și și la negative, după aia, ai o, o, un spectru de lucruri pe care poți să-l facă un terț. Poate să-i dea doar, ce am mai vorbit noi dată poți să-i dea doar scut față de abuzuri. Știi, dacă se întâmplă ceva, vină la mine. Dar asta nu înseamnă că a decăzut pe părintele la chestii. Revenind la munca copiilor, mă gândesc că și părinții își pun copilul la muncă. De la vârste foarte fragede. La țară sunt copii de 4-5 ani care merg cu gâștele la păscut. Muncă neretribuită. Da, Gândește-te în comunism. De ce ei urlau că ăsta, capitalismul exploata copiii și nu știu eu, noi făceam practică Pionil o lună la... înainte da. de, da, mergeai la bumbac, la porumb, la... Nu era foarte plăcut, știți? Munca mm -mm -mm. copilă. Da, da. Și de cine îți dau posibil? 10 la agricultură, știi? <laughs> Astfel încât foarte devreme un copil poate să fie o meserie pentru că a practicat-o ani de zile în cadrul familiei. Deci poate să devină adult mult mai repede decât alții. Și mai vreau să spun și de faptul că un manager, un părinte, poate să-și dea demisia din calitate de manager, adică că nu mai poate să ofere patronului pe care l-a angajat dividendul imaginat și să depună copilul în fața unei organizații de caritate, unei biserici, domne, luați-l dumneavoastră că eu nu mai pot sau altceva. aici sunt nu sunt să demisia cum ar și. Să subliniem că aici avem discuții juridice despre ce ar fi o agresiune sau nu, pentru că în realitate nu s-apucă a nimeni să facă copii ca să-i să abandon bravo să nu uităm că suntem la da. Ca sunt câteva cazuri, știa, așa, și criminali în serie. De ce discutăm? Că sunt cinci cazuri. Ale cinci cazuri. Când se întâmplă, care e răspunsul? Păi răspunsul e asta și asta. Da, adică, adică aplici același... Ce vrem să da, vedem aici? Da. Aplică același principiu și nu sunt aici e diferit. Dar principiul în sine despre care vorbim este următorul. Că și atunci când... Deci eu nu sunt... Nu sunt nu sunt, nu sunt 100% de acord cu instanțierea asta pe care o face bloc în carte să lași copilul pe treptele bisericii. Și nu sunt de acord de în următorul motiv. Trebuie să te asiguri că mai e și cineva pe biserica la, la început. Presupună să știi. Da, presupun. Dacă citești cu atenție, îl zice că da, nu zi, da. ascunzi într-o pădure sau nu știu. Da, da. Nu, dar, adică are în vedere asta. care uh, să știe că... Și, da, da ce da, da, aș vrea eu să se înțeleagă foarte clar este că demisia ta de la drepturile astea, prin prisma faptului că tu nu trebuie, totuși, să lași copilul ăsta să moară de foame, demisia ta trebuie să fie cumva pusă în contrapartidă contabilă, dacă e să ne uităm, cu preluarea îndatoririlor ăstora de către altcineva. Adică, dacă tu lași copilul pe treptele unei biserici, dar acolo în biserică nu s-a mai întâmplat nimic de nu știu câți ani, da, și stă copil acolo și plânge și moare de foame, tot tu ești vinovat. Da, da, da. Nu se consideră că, deci, principiul în sine este cineva trebuie să își ia responsabilitățile pe care tu le abdici față de acest copil. Fie că e o altă persoană, poți să zici, te las ție. Bine, mai lasă mi sau, sau să lași în așa fel pe treptele unei organizații caritabile și ăia să-l ia de acolo și să își asume no. responsabilitatea pentru el, că dacă nu își noi nimeni, e același lucru ca și cum l-ai fi pus undeva în pădure. No. No. Îl lași acolo, suni, când auzi că vine, coboare cineva, <laughs> și nu vrei să te vadă, ai fugit. <laughs> Dar uh, uite, cazul Tradition. Moise, da, era și implic. Deci acolo a fost un 50-50. Nu cred că de fapt 1%. Îl pun într-un coș până Nil Așa. Și zic. Da. Și zic că dacă voința zeilor este să-l găsească cineva, înseamnă că nu l-am omorât. Altfel, de fapt. Asta sună ca la, ca la inchiziție. Dacă nu ia foc, e fără de păcat. Cam, an. Da. <laughs> cam așa. Cam așa. Cam așa, da. da. Dar era să practica pe vremea aceea eu, lucrul ăsta. Eu, personal, dar numai pe persoana fizică care este, aș zice, că eu am mai greșit și aștept să, să văd că am greșit. Eu personal aș zice că în momentul în care se întâmplă un copil, ești responsabil pentru întreprinderea aia. Ok, nu vorbim de uh, abuzuri. Viol și alte. Viol și alte. Dar măcar punctual pe, pe chestia asta tu ești responsabil. Deci mie mi se pare că dacă și dacă lași pe treptele mănăstirea ar putea să zică bine dar trebuie să cotizezi. Bine, da, asta e poziția pe, mea. Pe, pe tema asta spune altfel dacă supra supralicita în altă direcție copilul ăsta și a spune așa că tu lăsându-l sau abdicându-ți drepturile și dându-l altcuiva în grijă tot ești descoperit că trebuie să înțelegi că ești descoperit că atunci când copilul își ia maturitatea, să vină să te caute, este de așteptat. Pentru abandonul mm. respectiv, Din mo certe vede Dumnezeu, mai ales că <laughs> și în proximitate. Mă rog. Dumnezeu, Sau Dumnezeu, depinde, dar... deci. Yes. Când ești un manager și ai fost angajat de copil, atunci când îți dai demisia, trebuie să lași un manager competent în locul tău, să Și zici, dumne... asta înseamnă să fii un manager bun. Asta e sigur că e un alt manager nu bun? pui, domnule, la un manager care știu că... Cu alimente pe bandă. alimente pe bandă da. da. Dar mai este un caz care s-a întâmplat în viața reală. În India am citit acum un an, parcă, o știe cum că un copil și-a dat în judecată părinții pentru că l-a născut. Not funny. Not din, funny, dar... Din, îmi... din punctul ăsta de vedere, e bă, aceeași interpretare. Dacă asta, bă, nașterea în sine sau, de fapt, venirea în ființă este fără consimțământ. Acum, eu aș rezolva problema asta dacă aș fi un judecător pentru un asemenea caz, ar fi foarte simplu de rezolvat. Ai o problemă cu... Faptul că ești în viață. endit. Descurcă-te. Vrei să te întorci? Deci, care este. Vrei să-ți plătească care, părinții? Este, care este justiția pe care, adică principiul de justiție restaurativă de a pune lucrurile înapoi în matca lor justă, da? Yes. Presupune să refacem situația, da? Ce înseamnă să refacem situația, să nu mai existi Asta e. despre da, asta mi-e e greu, dar nu așa de. <laughs> atunci nu vreau a... desfăgubiri atunci de... nu te mai cred. Dar numai câtva, așa. Așa nu te -a mai cred. Mai te din desfăgubiri un punct mic uh. aici. Te aștepți la un copil care are probleme cu părinții? Nu, nu el, nu, de obicei copiii nu vor să plece de lângă părinți. Că părinții da, și da, de știe. obicei, da dorința copiilor ar fi ca abuzurile de orice fel ar fi psihologice, nu știu, ăla bea și îl ignoră. Deci nu ne, nu ne, nu, ne referim neapărat la lucruri violente. Copiii și-ar dori ca abuzurile să înceteze părinții să își exercite serviciul de părinți în continuare. Și aici, dacă vezi imediat asemănarea cu oamenii care înțeleg că statul este hoț, dar ei ar vrea un stat bun, care face ce a promis. Și nu știu cât de sănătoasă este observația asta, dar eu cred că oamenii care rămân iubitori de stat așa, într-un fel, practic, nu și-au iertat părinții. Nu cred că este hoț. Nu cred că Eu nu văd deloc similaritate. Cred că taxele, în sunt, okay. <laughs> taxele sunt legitime. Anumit, Maybe somebody will. <laughs> Anumiți lideri nu hoți, nu toți. Deci taxele sunt legitime. În hoția care pervertesc banii din taxe. Și știe ce face o chestie în pantă în loc să dea la amărâți. Ce vreau să mai zic la asta cu copii? Uite dacă zicem că el face un contract are să mult să-l facă? Un contract de muncă? la abia după mun ce muncește devine... Da. Nu, doar ce am, <laughs> doar ce am vorbit cu faptul, de, de faptul că... Până atunci am muncește a acasă. Copilul păi înainte... -mă, să producă ceva singur, știi? Să... Copilul înainte să... Deci pe definiția lui bloc, știi, de... Să te întreții singur. Înțelegi? A. Tu te duci să semnezi contractul, păi ai consimțământ, păi cum? Da, da, da. da. Și știu a zis, zic, eu, Alexandru, trebuie o... să spun ce își fac. Ceva, să Da. Da, corect. Vânezi o ucioară, da. știți sau... Dar pe definiția noastră, asta ar fi rezolvată. El se emancipează mai întâi, ori prin decizie judecătorească, ori prin negociere cu părinții, aia se duce și, și ia contractul de muncă liniștit. Dacă decizia judecătorească e bazată pe asta. am asta. Păi, de asta zic că nu o să fie bazat pe Dacă asta. Vârsta o să a fie bazată pe altceva. Ok, hai, atâția hai, nu te-și îndepărnezi. Bun, uite, zisese Alexandru o chestie și Bloc se atinge de subiectul ăsta că atunci când vorbești de copii și începi să asignezi responsabilitatea de asta, atât Alexandru cât și Bloc au spus că. De altfel, mi se pare că Bloc face aici un argument strâmb în 5 puncte, dar 4, 5 nu decurge din 4 și 3. E o chestie puțin ciudată acolo. Mă rog. Așa vă, se fac erorile logice. Vă, 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 invit să găsiți unde e eroarea logică în acel argument. Dar foarte multă lume se are sensibilitatea asta în care spune, domne, dacă copilul, dacă a fost viol, nu e responsabil copilul, nu, scuze, nu e responsabil părintele. Femeia în sine că ea îl duce până la capăt, și, uh, și un pe partea uh, de, pe partea opusă, mai este ideea că dacă femeia se inseminează singură prin fraudă. Cu, uh, produsul bărbatului, n-ar fi trebuit să fie responsabil bărbatul. Adică, dacă, e, dacă se petrece ceva fraudă din punctul asta de vedere, și eu multă vreme eram de părere că nu, atâta vreme cât genetică la e copilul rezultat din ei, iti, sunt amândoi responsabili la naștere. Era o problemă destul de simplă. Dar nu îmi dădeam seama că, de fapt, introduceam eu niște excepții. Și atunci, pe baza unor discuții pe care le-am avut cu un alt coleg care nu e aici, uh, am ajuns la următoarea concluzie. Există trei momente cheie în crearea unui copil: impregnare, implantare și arbitru. Da? Când se aude bătaia inimii, când se constituie bătaia inimii. Din punctul de vedere filozofic putem să avem discuția că între 2 și 3 nu există nicio diferență. Adică ăsta ar fi punct de vedere creștin. Între 2 și 3 nu există nicio diferență. Chiar dacă acolo trece ceva timp. Bun. Ba chiar, nu știu, uite, depinde acum pe care punct creștin te afli, ar putea spune că între 1 și 3 nu există nicio diferență. Adică odată ce ovulul a fost impregnat, acolo deja ai un Copil. Chestia asta o putem dezbate în altă parte, dar în, pe modelul ăsta în care ai separată impregnare, implantare și bătaie inimii, da? după cum știți, în, state, în câteva state americane avortul devine ilegal odată ce se detectează bătaie inimii, în Texas și mi se pare că mai era unul alabama sau ceva de genul ăsta. Astea sunt cele trei momente importante. Și acum, spuneam, din punctul de vedere când ești pro sau anti-avort este când apare persoana, la trei apare persoana. Și acum, pentru impregnare, au control, sau teoretic, într-o situație normală, au control ambii parteneri, atât bărbatul cât și femeia. Într-o situație normală. Da? Consensuală. Exact. Pentru partea a doua, bărbatul nu mai are niciun control. Este strict sub controlul femei. Adică acțiunea în sine să petrece în interiorul corpului femei. Într-o într, -o, într -o situație iarăși normală, doar femeia ar avea control, ar putea avea control asupra acestui punct. Ei bine, concluzia a ajuns este următoarea, că obligațiile alea față de persoana care apare la punctul 3 sunt create doar, doar dacă și doar pentru persoana care a fost într o stare consensuală atât la punctul 1, cât și la punctul 2. Bărbatul nu are ce consimțământ să-și dea la punctul 2, deci acolo e doar consimțământul femeii care contează și la punctul 1 e doar cons e consimțământul amândurora. Dacă însă deci și există cazurile astea, edge cases, care sunt groaznice dacă stai să te gândești, că vorbim de viețile unor oameni, dar așa putem să le discutăm. Dacă femeia aia se inseminează prin fraudă, îl fraudează pe bărbat, dacă el a, uh, rezo și a rezolvat problemele în alt parte, ea s-a dus, le-a recules de pe undeva și a, le -a, s-a folosit de ele, s-a folosit de ele fără consimțământul bărbatului. Prin urmare, nu ar fi responsabil. În cazul violului, femeia este responsabilă pentru că între punctul 1 și punctul 2 ea are control. Pai dacă doi, doi, doi ăla implantare. ar fi În Câtă vreme se întâmplă? Aproximativ o zi-două. Ok, dacă ai o zi-două, da. Ea ar fi putut să facă ceva. Acum, din punctul de vedere creștin, în care spunem că de la impregnare s-a creat un copil, ea nu mai poate să facă ceva că s-ar considera că îl omoară. Dar vorbim de punct de vedere secular aici. Ea are control acolo. Dacă n-a făcut ceva, chit că, spunem, era foarte distres, era foarte așa, în continuare e responsabilă. Dacă o ține viratorul acolo un Beci. În cazul în care, ăsta e al treilea <laughs> exemplu, în cazul în care o ține violatorul acolo în beci, ea nu mai este responsabilă și atunci duce sarcina până la capăt ca să nu comită o crimă, dar copilul ăla nu e al ei. E al lui. E al lui. <laughs> și doar al lui. Da. Și poate el e mulțumit cu situația asta. <laughs> păi da, dar da, îți dai seama că e decăzut în drepturi la prima contestație. Adică da, care. corect. Altceva despre munca copiilor? <laughs> păi să muncească, să la muncă nu l-a întins mâna. O altă soluție este că o, acum statul îți interzice pur și simplu în legat de vârstă, când ai putea foarte bine să ai acordul al părinților și al copilului să vrea să se ducă la muncă și nu te lasă statul. Și atunci... Not da, good. Corect. Dați statul afară <laughs> din familie. Românii mei, în România mi se pare că ești la 16 ani ai voie să muncești part-time. Deci cam Da, o chestie similară e și în Germania, dar mi se pare că începe de la 15 ani. Uh -huh. Dar e exact, e foarte, foarte restricționat, foarte regulat, trebuie să document, reglementat, scuze, mi-a scăpat, deși cam asta e ce-ți face statul, uh -huh. nu te reglementează. trebuie să demonstreze, ăla n-are voie să lucrezi decât un anumit de ore pe săptămână, trebuie să-i ții jurnal, să te asiguri dacă îți vine inspecție. Mai mare... Ca pe butelie. Da, mai mare chinul pe patronul ăla ca să vrea să ajute copii să prinde experiență. Bine, o rezolvare de multe ori este cultural, adică ai uite, o grămadă de exemple probabil chiar prin Germania în care te face pur și simplu ucenicie, el nu... Nu, nu, nu! Stai, stai. Ucenicia... Mm. Nu! Este, okay, poate. este, după facultate la Nemț. Ok, pardon. Adică, poate, poate nu 20 trebuie 20 numit, și ceva de Poate nu încolo. trebuie numită ucenicie, dar ei au în cultură că vor să învețe niște chestii și atunci să duc ca la hobby, whatever. Da, adică statul nu poate să te oprească să te duci să te, să te ocupi cu un hobby. Nu? Și să duc sunt mulți tineri care se duc mm, să învețe chestii. Nu, nu, nu. n, -au, n -au voie să aibă activitate productivă. După aia, ia pe la bagă direct la pârnaie, că muncești copilul fără fie poate să fie remunerat. Poate să filme poate să interzică în singura casă, să-l interzică și da. munca copililor. Da. Sau activismul grete, știi? -l -l... Bine, distinția între ce am zis eu, că tu ai dreptate, eu am luat-o pe câmpie, era că vorbim de situațiile în care uh, se plătește munca aia. Nu da, în era ta, da. vorba de în, sub, în carte, e vorba în... de angajare exact, exact, dar în Germania copy, chiar există cultura asta a <laughs> uceniciei numai că la ei ucenicia e o chestie pe care se face ori după facultate imediat, ori între primul și al doilea an când îți iei înainte de master adică e ceva care se face târziu nu, Doamne ferește, când e copilul copil Acestea fiind spuse <laughs> pentru Alexandru Chiriac Valentin Berceanu Costel Eu am fost Munteanu Gabriel și aici se încheie cartea Pledoare Incomode a lui Walter Block. surpriză va fi următoarea carte, nu vă spunem acum. Uitați-vă că nici nu știți ce pierdeți, nu? Cum ziceam tu sau cine era. Diaconescu. Diaconescu era cu nu știți. nu, era primul cu nici nu știți ce pierdeți, da. sau Diaconescu era. Nu mai știu. Nu știu. Da. Forget. Oricum, stat te vrea sclav, nu uita să te gândești și la libertate. La revedere! Libertate! No.